Комісар у Русь політика Наталі Морар ще найчасті кліпи нось пунім стоп вот ін мунчіпілу Кишиневу. Норматорі лі кіті ваорі, ной куду мня вастрі мова фла нумілі вієторулуй примар генерал ал капіталі. Фія часто Іван Чебан, кандидатул Песерме, сау Андрій Настасі, кандидатул комун ал платформі ДА, пас ші передемі. Ну ін чепім са дискутем, примілі результати ші рата не партичепарі ла часто кліпам прюну комітаціями Андрій Попов, președintele Institutului pentru Inițiative Strategice. Bună seara, domnule Popov. Bună seara. Bine ați venit. Șernes Vardanian, politolog. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Mai târziu vom discuta cu candidatul Andrei Năstase, vom lua legătură directă din PSRM și cu candidatul Ion Ceban. Bineînțeles că vom avea și alți invitați în această emisiune. Vom avea legături directe cu sediile platformei DA și PSRM. Vom afla care este atmosfera acolo și cine a pus deja șampania la rece. Dar vreau să vă întreb, cum comentați această rată de participare pe care o avem la ora actuală, un pic mai mare decât cea din primul tur, 39%? Domnul Popov, domnule Vardanean, vă rog. Eu cred că rata de participare este destul de joasă ca și în primul tur, dacă facem comparație cu alegerile din anul 2015. Eu cred că asta, într-o anumită măsură, spune de anumită dezamăgire a populației, mai ales din cei tineri. Eu am văzut mai multe informații de astăzi, precum că tinerii au dat dovadă, să zicem, de cea mai pasivă participare în aceste alegeri. Din lista alegătorilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, dacă nu greșesc, numai 5-6% în fiecare raion al municipiului Chișinău. Ei au participat mai puțin pentru că majoritatea dintre ei sunt deja plecați? Probabil. Studenții poate sunt plecați. Faptul că ei sunt înregistrați în liste e unul. Sesiune continuă la studenți. Poate unii au plecat, unii s-au dezamăgit, unii pur și simplu nu vor să se implice în politică. Elementar, plecați din țară. S-au plecați din țară, de ce nu? Și așa se întâmplă. Domnul Popov, potrivit dumneavoastră, este o rată care îl favorizează pe cine dintre candidați? În primul rând avem o rată de participare de, iată, de 4%, aproape 4% mai mult decât în turul întâi. Cât privește votul tinerilor, după o dimineață foarte lentă, în care doar unul din, spre prânz, doar unul din 15 tineri de la 18 la 25 de ani ieșiseră la vot, iată, acum vedem și cifrele, dacă regie rată, la mine arată 25,7%. Deci fiecare al patrulea din tinerii până la 25 de ani, cu un mic avantaj cei de la 25 de ani până la 40, ei au fost în proporție de 30% au venit la vot și sigur cei peste 56%, nu doar mai mult decât fiecare al doilea, 55% respectiv 57% la cei 71+. Au participat. Acum noi putem să anticipăm, da? Noi putem să admitem că unii din votanții Silviei Radu nu s-au prezentat la vot. Și dacă nu mă înșel, numeric trebuie să verific, dar așa la primă vedere, votanții din categoria a doua, 26-40%, iată, îi văd 64.000. Dacă aproape 65.000. Trebuie să verific, dar mie mi se pare că este chiar o cifră puțin mai mică. Eu văd o sporire la tineri, proaspeți votanți 18-25 de ani și cei 25-26-40, chiar mai mic decât în turul întâi, dar deci este o creștere cu 4% a participării și eu nu m-aș hazarda să fac pronostic acum cine va câștiga, totuși cred că este un ușor avantaj pentru Năstase, căci el, campania lui, cu predilecție a vizat această categorie, cei nehotărâți și scoaterea la vot a celor care nu au participat în turul întâi, pe când Ion Ceban a targetat, a vizat cu predilecție electoratul Silviei Radu. Și să vedem în ce măsură le-a reușit. Chiar dacă noi am avut în turul 2 doi candidați, unul din partea Partidul Socialiștilor, altul din partea PAS, Platforma DA și PLDM, noi nu putem să nu vorbim despre strategia puterii pe care ea a folosit în această campanie. Vreau să vă întreb, potrivit dumneavoastră, cu cine a ținut Partidul Democrat? Pentru că știți, la noi se știe, cu cine ține Partidul Democrat, asta influențează foarte mult, domnule Vardanean. Eu în acest sens am primit informații foarte, foarte diferite, care una contrazice alteia, deci n-am înțeles până la urmă, potrivit unei informații, Partidul Democrat a dat niște indicații instituțiilor și întreprinderilor municipale să susțină candidatul Andrei Năstase, potrivit altora am privit indicații, eu am altfel din cel puțin indicații de a fi indiferenți,
Potrivit a treia informație, a fost un fel de susținere tăcită pentru Ion Ceban, habar nu am despre ce este vorba. Dar hai să vorbim despre lucrurile care pot fi verificate, pentru că sursele anonime care spun despre anumite recomandări sau presiuni sunt totuși surse anonime și nu întotdeauna aceste informații pot fi verificate. Corect. Când vine vorba despre întreprinderile de stat, municipale și așa mai departe. Dar iată, ne uităm la reflectarea campaniei de către principalul media holding din țară. Bineînțeles că n-a fost o susținere atât de deschisă ca în cazul doamnei Silvia Radu, dar dacă se observ anumite nuanțe, eu cel puțin am văzut o ușoară favorizare a candidatului Ion Ceban, pentru că despre el nu s-a vorbit de rău deloc. S-a punctat cât de profesionist este, care este cariera lui, parcursul lui. Când a venit vorba despre candidatul Andrei Năstase, bineînțeles că se mai mult se atrage atenția la privatizări, la probleme cu sediul platformei DASH și așa mai departe. Asta despre ce vorbește? Deci, dacă îmi permiteți foarte scurt, stimați colegi, voi aveți noroc să priviți aceste televiziuni. Eu vă întrerup, noi avem legături directă cu sediul PSRM, unde candidatul Ion Ceban acum susține un briefing de presă, primul de la încheierea secțiilor de vot. Mă rog. Mulțumesc tuturor chișinăuienilor, celor care au ieșit astăzi la vot, în primul rând. Vreau să vă spun un mare mulțumesc toți cei care nu ați preferat să stați acasă, să facem schimbări, e posibil doar prin participare. Mă voi repeta ceea ce am spus de dimineață. Respectiv, sper că toți cei care au ieșit au făcut o alegere și alegerea lor va fi, într-un fel sau altul, până la urmă, cea pe care și-au dorit-o. Vreau să mulțumesc foarte mult echipii mele. Am zis că am făcut o campanie foarte bună în această perioadă. Am încercat să fim cât mai deschiși, cât mai transparenți, cât mai cooperanți și cât mai concreți în ceea ce am propus nemijlocit, începând cu programul și finalizând cu alte detalii legate de această campanie electorală. Așteptăm numărarea voturilor. Vreau de toți cei care se află astăzi la secțiile de votare să-i rog să fim la maximum atenți, să vadă și să monitorizeze acest proces așa cum trebuie, cât mai calitativ, pentru ca rezultatul final să fie unul pe care ne-l dorim cu toții. Asta am vrut să vă spun și în ceva timp ieșim încă o dată la următoarea conferință de presă, care va fi conferință de presă unde voi răspunde și la întrebări. E bine așa? Dacă să ne spuneți un pic, sunteți sigur cum a curs ziua, abateri sau nu, incidente? Păi toate lucrurile sunt colectate la momentul de față. Pe moment atâta am să vă spun. Deci, juriștii lucrează, echipele la secțiile de votare lucrează. Juriștii lucrează la ce? La toate lucrurile. Exact, toate, absolut. Și vom reveni cu detalii în cel mai scurt timp. Sunteți sigur că câștigați acum la această... Măria sa alegătorul urmează să ne spună ce a votat astăzi. Sunt eu sigur sau cum? Că sunt mai puțin sigur. Da, o să vedem. Au rămas 2-3 ore maximum ca să aflăm rezultatul final. Căci haideți să facem în felul următor. Eu nu sunt nici Nostradamus, nu pot să știu ce au făcut alegătorii în urne de vot și în cabinele de vot. Respectiv, așteptăm un pic și peste 2 ore vom reveni. Așteptăm cu cine? Cu toată lumea așteptăm, suntem un staff mare, iată și dumneavoastră așteptați. Și domnul Cordovan? Este și domnul președinte. Aici la sediu? Inclusiv la sediu. Și nu vine să vorbească cu noi? De ce? Păi de ce nu? Păi el l-ați ales un an și jumătate de urmă. Și nu? Păi de asta și zic, a fost. Deja nu mai este în procedură de alegeri. Cum comentați acuzațiile adise la o să revin în 2 ore. Eu vă rog foarte mult, haideți să nu anticipăm unele lucruri. Prin definiție, președintele trebuie să fie apolitică. În cât de corect este prezenta domnului președinte aici la sediul partidului care nu a face mi se pare că nu face campanii. Nici n-a făcut astăzi pe durata zilei. Eu cred că este bine. Mă susține ca un cetățean și sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. Sunteți pregătiți pentru ambele scenarii? Întotdeauna suntem pregătiți pentru toate scenariile. Noi suntem mai serioși, adulți, conștienți. Atât? Următoarea, o să vă spun, cred că în 2 ore cel mult. Bine?
O să lucrăm acum cu staful, trebuie, avem o muncă serioasă de finalizat, este vorba despre numărarea voturilor și trebuie să fim în acest sens foarte atenți, foarte prudenți și să ne facem munca calitativ până la cap. Vă mulțumesc mult, o seară frumoasă în continuare. Acesta a fost primul briefing al candidatului PSRM Ion Ceban. Cu Andrei Năstase noi discutăm aproximativ în jumătate de oră chiar în acest platou. Nu știu cum vi s-a părut domnul Ceban, relaxat sau nu? Cum, în așteptarea victoriei sau invers? Un pic relaxat, dar îmi dau seama după atâtea întâlniri, câte 4-5 întâlniri pe zi, pe conferințe de presă și așa mai departe, omul pur și simplu s-a relaxat pentru că era imposibil să continuă mai departe în așa hal. Gata, s-a încheiat campania. Ai învins, nu ai învins, asta una, dar s-a încheiat campania, el poate să se relaxeze un pic. Eu n-aud posibilitatea că am intrat în live să răspund la întrebarea dumneavoastră cu privire la... Eu revin la ea, deci noi acum am vorbit despre strategie. Vorbim când mă întrebați. E greu de citit mimica domnului Ceban. Nu s-a demonstrat un politician abil și un actor. Eu personal l-am văzut în studio la dumneavoastră cu 2-3 luni, ne mai vorbim de anul trecut înaintea campaniei, nu-l puteai opri. De parcă ar fi consumat în limba rusă azverin, deci brănipoist. 4, 2, 3 contra, sau parteneri de platou și el reușea să-i răzbată. Foarte, foarte, cu multă energie și chiar elemente de atac. Iată că odată ce a început campania, pe Ion Ceban de parcă l-au schimbat. El a devenit extrem de calm, controlat și bravo lui, fiindcă cu siguranță a încercat să fugă de la acea imagine a lui ca om care nu se stăpânește, impulsiv, agresiv și pentru unii probabil i-a reușit. Așa că eu nu mă apuc acum să citesc mine. Și ce a consumat? Antiozmerin? Nu. Eu cred că politicienii trebuie să se adă... Eu nu cu tentă negativă spun. Eu spun ca o constatare că lui îi reușește să acum să proiecteze o cu totă altă imagine a unui om relaxat. Dacă cineva ar vedea conferința lui de după referendum sau mai ales înainte referendum, mâinile îi zburau ca moara, știi? Așa, ca avion. Sau, ca elicopterul. Acum este foarte calm, calculat. Și așa că nu citim asta, dar nu a fost... Haideți atunci să discutăm despre cei ce nu trebuie de citit, dar cei ce poate fi verificat. Eu revin la întrebarea mea despre strategia Partidului Democrat și despre o eventuală susținere sau ba a unui dintre candidați. Domnul Vardanian spune că nu are privilegiul să nu urmărească de ce este analist politic. Eu vreau să cunosc toate punctele de vedere și să înțeleg și percepția cetățeanului. Nu poți să înțelegi care sunt așteptările și reacțiile cetățenilor și alegătorilor despre care noi acum vorbim, dacă nu ghicim în cafea, fără ca să știi ce consumă, cel puțin o parte, ce produs mediatic consumă. Iată pot să spun că pe durata celor 2 săptămâni, cel mai influent post controlat de Partidul Democrat, evident, Prime, a avut cel puțin 4 materiale, publica mai multe. Publica avea aproape în fiecare zi și ele aveau un leitmotiv. 3 elemente erau cheie. Nu a fost nicio pastilă negativă vis-a-vis de Ion Ceban, niciuna. Cât trăiește de Andrei Năstase, ori cu, din citatele lui Ion Ceban, ori comentariile reporterilor, sunau 3 elemente recurente, care se repetau din material în material. Primul, Andrei Năstase fuge de dezbatere. Din comentariu în comentariu. A doua, Andrei Năstase nu e competent. Ba nu știe câte proiecte avem, ba nu știe de un proiect cu o bancă europeană, ba nu cunoaște în ce este ambalat gunoi, ba nu cunoaște cum sunt evacuate deșeurile. Și al treilea element recurent, care se repeta, era cel cu privire la acuzațiile vizând privatizarea sediului partidului, sediul acum ziarului Glasul Națiunii și cele 2 apartamente din Cămin. Iată câteva teme care se repetau din material în repetat și pentru mine nu... Potrivit dumneavoastră, aceasta poate fi numit sprijin direct al candidatului PSRM? N-a fost adus artileria grea, așa cum a fost în campania prezidențială. Atunci când s-a vorbit și despre orientare sexuală și despre închiderea bisericilor și despre serieni. Dar și slavă Domnului, să mă scuzați, dar n-ar trebui să ne intereseze aceasta. Probabil strategii și tacticienii Partidului Democrat au tras concluziile de rigoare și din primul tur.
că publicul în Chișinău totuși este mai sofisticat, mai atent. Nu-l poți cu una, cu două buimăci și au dozat puțin aceste mesaje negative. Eu, și cred că vom avea timp să vorbim despre asta, eu sunt convins că pentru Partidul Democrat victoria lui Andrei Năstase reprezintă un scenariu prost. Și de aceea ei au încercat prin mijloacele sale, fără a exagera, să diminueze șansele realizării acestui scenariu și, cel puțin, ceea ce s-a văzut în maniera în care a fost reflectată campania, a fost, l-au favorizat pe Ion Ceban. Domnul Vărdăneanu, dumneavoastră, pe ce vă bazați când spuneți că aveți anumite informații că Partidul Democrat l-ar fi favorizat pe Andrei Năstase? De unde asemenea informații? Cum s-ar spune limba rusă, за что купил, за то и продаю. Dar dumneavoastră ați simțit? Ați văzut acest lucru? Eu, din păcate, aici Andrei are dreptate. Eu, fiind analist politic, m-am abținut principial de la vizionarea emisiunilor informative ale media holdingului Partidului Democrat, dintr-un simplu motiv. Ei au spus că nu reflectează, dar nu elucidează campania. Și dumneavoastră i-ați crezut? Da, i-am spus, ok, dacă voi nu elucidați, eu nu vă privesc. Scuzați, dar asta a fost poziția mea. În ceea ce privește informațiile, vă spun încă o dată. Ceea ce am auzit, acela acum și reproduc aici în platou. Eu nu sunt responsabil pentru cele auzite, dar am auzit cu mare surpriză că a fost așa o indicație din partea PDM pentru lucrătorii anumitor întreprinderi, instituții municipale de a susține candidatul Andrei Năstase. Eu am auzit exact inversul. Noi avem aici ca vecini reprezentanții fiscului raional care ne-au spus la fel absolut anonim, deci ne-au rugat să le păstrăm anonimatul, ne-au spus că ei au fost chemați la o ședință la sediul central al FISC și lor li s-a recomandat să voteze pe Ion Ceban săptămâna aceasta. Eu vreau așa să spun că, eu nu știu. Chișinău, let it be. Asta eu nu pot nici oamenii, să confirm, nici să infirm acest eu, lucru. Eu n-am din prima sursă asemenea informații, m-aș abține acum să dau apreciere. Ce pot să spun că, din punct de vedere analitic, și voi argumenta această poziție, sunt convins că rezultatul favorabil pentru PD este victoria lui Ion Ceban, au mai multe beneficii din asta, iar o eventuală victorie lui Andrei Năstase îi dezavantajează pe mai multe planuri. Dar ce vreau să spun, că Partidul Democrat e un actor care trebuie discutat. El, și n-am avut posibilitatea să vorbim despre primul tur, a mizat foarte mult pe victoria Silviei Radu și greșeala de calcul a fost de peste 10%. Și cred că s-au dat peste cap multe calcule și inclusiv multe supoziții cu privire la cum se vor desfășura alegerile pe baza sistemului uninominal. Acum s-a încercat o testare și sigur că nu s-a reușit în Chișinău, dar Chișinău totuși este o zonă aparte. Electoratul este extrem de informat. Mai informat, sigur. Are mai multe surse de informare și cu acest electorat, aici vreau să spun, chiar dacă au și venit indicații de la cineva în structurile de stat sau agenții de stat publice, acest deloc nu înseamnă că oamenii înseamnă vor asculta. Omul ascultă, dă din cap, merge, votează invers și după aia spune și zice, am votat așa cum mi-a spus. Cum se spune în limba rusă, zdule v carmani idut curne. Așa e. Și asta este posibil. Domnule Vărdăneanu, am văzut că n-ați fost de acord. Nu sunt de acord. Dacă îmi permiteți foarte scurt replică, am vorbit cu un reprezentant foarte înalt al Partidului Platformei Demnitate și Adevăr și i-am pus o întrebare foarte directă. Voi ați permite cândva în viitor eventual o anumită oarecare alianță cu Partidul Democrat? Și răspunsul a fost, Doamne ferește, dacă Andrei Năstase devine primar general al municipiului Chișinău, Plahotniuc va face pușcărie. Următoarea mea întrebare a fost, dar nu știți că autoritatea, deci împuternicirile primarului general, nu îi permit să organizeze pușcărie, prin ghilimele, pentru oșcine. Deci, intenția a fost clară. Intenție. Bine, poate s-a avut în vedere importanța simbolică a acestei victorii, da, bine, pentru campania parlamentară și exact, atunci asta înseamnă exact, că șansele opoziției de dreaptă să ia puterea sunt răspunsul mai mari. Răspunsul a fost cel care am primit și iată încă o dată vă spun. Ceea ce am auzit aici reproduc. Aici eu aș veni și cu o notă critică vis-a-vis de campania lui Andrei Năstase. Eu cred că dacă el posibil va câștiga, acest lucru nu se va datora trucurilor de campanie, găselnițelor sau modului cum el a desfășurat campania. Eu cred că din punct de vedere politic-tehnologic și a disciplinii campaniei, mesajelor, găselnițelor, în cazul lui Ion Ceban a fost o campanie mai eficientă, mai ales țin cont că
el a vizat, în primul rând, atragerea în favoarea sa, electoratul Silvia Radu. Și aici, ceea ce spunea Ernest Vartanian, eu am simțit o diferență. Andrei Năstase, în primul tur, a vorbit mai puțin despre procurori, cătușe, pușcărie. Și eu cred că asta a vorbit mai mult despre proiect. În cele două săptămâni între turul 1 și turul 2, el, orică nu a avut timp permanent justificându-se pentru privatizări, pentru alte lucruri, orică a fost atras de val, orică a zis că, uite, victoria este garantată și valul mă va aduce oricum la primărie, dar a revenit la mesajul său de până la campanie, foarte dur, repet, pușcărie, sau procuror, cătușă, pușcărie, jos Plahotniuc. Și eu nu m-aș mira dacă o parte din votanți nehotărâți nu au fost încurajați, dar din potrivă descurajați de acest mesaj. Dar vom vedea. Noi în scurt timp va trebui să ne luăm rămas bun de la Ernest Vartanian, deci aș vrea să-l întreb care totuși este pronosticul dumneavoastră sale la ora actuală? După primul tur... Deci, acum deja putem spune, rata, prezența la vot oficială este de 39,12%. Câte mii? Scuzați, după primul tur nu vreau să fac niciun pronostic. Deci Chișinău este oraș de surpriză, haideți să spunem așa. Rămâne de văzut cine totuși câștigă. Dar dacă e să ne uităm care sunt cele mai active raioane, deci vedem că cel mai mult s-a votat în centru, pe locul 2 la noi e Botanica, care e considerată mai mult de stânga, pe locul 3 la noi e... Eu cer scuze, pe primul loc la noi e Râșcani, pe locul 2 centru, pe locul 3 Botanica, pe locul 4 Buiucani. Foarte mult mai joasă rat. Ciocană și Buiucani pe locul 5. Dar mult mai joasă prezență la vot în suburbii, ceea ce se deosebește comparativ cu alegerile din 2015. Asta, reșind din asta, ce pronostic am putea face, domnule? Aș spune doar că în anii precedenți, în campaniile precedente, anume suburbiile l-au salvat pe Dorin Chirtoacă. Vedem acum dacă ei salvează sau nu pe Andrei Năstase, pentru că suburbiile, în mare parte, votează pro-candidatul din dreapta. Natale, votul a crescut proporțional atât în raionele Chișinău cât și în suburbii. 4%, în suburbii era 30,5%, deci și în suburbii a crescut cu 4,5%, dar mizele pentru suburbii din start erau altele. Atunci când suburbiile votează în alegeri regulate, ei aleg și primarii și consilierii sătești. Și atunci mizele sunt altele, contracandidații aduc votanți și procentul este mai mare. Nici nu ne puteam aștepta ca votul în suburbii să fie la fel de înalt ca votul din Chișinău, dar Ernest are dreptate, suburbiile tradițional avantajează candidații de dreapta. Vreau să vă spun că noi în foarte scurt timp vom avea legătură directă cu sediile partidelor, cu sediul partidului Platforma DA. Acum discutăm în direct cu corespondentul nostru special, Sergiu Nicoliță. Ne luăm rămas bun de la Ernest Vartanian. Vă mulțumesc, domnule Vartanian. Așadar, Sergiu, spune-te, rog, care este atmosfera din sediul partidului DA? Ei se pregătesc de victorie sau ba? Bună seara, Natalia, bună seara, doamnelor și domnilor. Secția de vot s-a închis în urmă cu aproape 20 de minute. Din câte ați văzut și voi, rata prezenței la vot este cu aproape 5% mai mare decât în primul tur. Aici, în sediul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, deocamdată atmosfera este destul de degajată. În sala pentru presă sunt doar jurnaliști. Noi am fost informați că Andrei Năstase nu se află acum în partid, dar câțiva reprezentanți din staful lui electoral a spus că el va face primele declarație aproape de ora 23:00. Noi însă nu ne vom opri aici. Acum am să rog operatorul să meargă împreună cu mine și să mergem să vă arătăm care este atmosfera aici în sediul partidului, să găsim pe cineva din reprezentanții partidului, Platforma Demnitate și Adevăr. Da, iată că am văzut aici câțiva susținători. Bună seara! Cum vă simțiți? Ce emoții aveți? Nu, se vede că ei nu vor să vorbească. Nu. Vom merge mai departe să vedem care este atmosfera în staful electoral. Iată, am văzut aici afară, sunt mai mulți susținători care așteaptă cu nerăbdare primele rezultate. Bună seara, doamnă! Bună seara. Vreau să vă întreb, care sunt emoțiile dumneavoastră? Ce simțiți acum? Simțim emoții, desigur, peste eforturile noastre, suntem foarte fericiți și sperăm că munca noastră s-a încununat de succes. La ce rezultat vă așteptați? Desigur să învingem.
Cam cu câte procente credeți că sau sperați? Cred că cu 55. Ar fi un rezultat minunat. Ați pregătit șampanie? Dar din păcate n-am pregătit-o, n-am avut timp. Bine, vă mulțumesc mult. Noi mergem mai departe să vedem care este atmosfera în birou, unde se muncește de dimineață foarte mult. Natalia, sper că ne auzim bine. Te auzim. Aici este destul de liniște. Dacă o să vedeți, aici se află cea mai mare parte a staffului electoral care a lucrat foarte mult. Iată, o vedem aici pe Inga. Inga, bună seara. Cum vă simțiți? Bună seara! Noi suntem, în primul rând, vrem să mulțumim tuturor cetățenilor care și-au exprimat astăzi votul. Suntem bucuroși că tinerii au ieșit astăzi la vot într-un număr mai mare ca în turul întâi. Suntem încrezători în victoria cetățenilor Republicii Moldova și a locuitorilor municipiului Chișinău. Dacă sunteți încrezători, ați pregătit șampanie, cum veți sărbători? V-ați gândit? Noi, în primul rând, ne gândim la muncă. Șampanie, noi nu avem timp să ne gândim la șampanie. Cum a fost această campanie? Eu vreau să vă spun că a fost una destul de complicată pentru noi. O campanie în care noi am avut, în primul rând, ce învăța. Am crescut, ne-am format ca echipe, am înțeles diverse strategii, am văzut cum ei acționează. A fost un exercițiu de pregătire foarte și foarte bun pentru noi. Rezultatul acestui exercițiu o să-l vedem prin, eu sper că peste o oră, două maximum. Noi tot așteptăm aceste rezultate. Natalia, iată, l-am alături de mine pe unul din cei mai cunoscuți lideri ai partidului, domnul Slusar. Domnul Slusar, ce arată sondajele dumneavoastră interne? Cu cât vă gândiți că va câștiga, dacă va câștiga domnul Năstase? Noi nu mai, încă deocamdată nu facem prognosticuri, noi n-am făcut sondaje, vin primele rezultate, noi le procesăm. Cred că într-o oră, maximum într-o oră jumătate, tabloul o să fie cât de cât clar. Noi sperăm în discernământul alegătorilor. Prezența a fost mai bună, cu aproape 4% decât în primul tur, ceea ce ne inspiră încrederea în rezultatul relativ bun pentru noi. Și aici toți sunt încrezuți în victoria, dar până când noi nu discutăm acest lucru, iată, bine. Avem o secție câștigătoare. Cu siguranță de la Botanie. Da, Natalia, uite că l-am aici alături de mine, l-am găsit pe reprezentantul tinerilor Platformei de Unitate și Adevăr, Dinu Plângău, care ne, cred că vreau să-l întreb, cum crezi, de ce rata participării tinerilor i-a fost atât de scăzută? Deci, în primul rând, trebuie să constatăm un lucru, că mult mai mare a fost rata, cred că cu 11.000 mai mulți tineri au ieșit în turul 2 decât în primul tur. Unul din principalele motive, cu siguranță, este faptul că mai puțin tineri au rămas în Republica Moldova și în Chișinău în special. De asta nu trebuie să-i criticăm foarte mult, din potrivă să-i încurajăm să iasă data viitoare într-un număr și mai mare și cu siguranță toate mesajele de pe rețelele de socializare pe care le-am văzut din partea tinerilor. Atmosfera, dacă din câte vedeți, se pare că rezultatele din primele secții de vot vin. Reprezentanții platformei se bucură, se pare că sunt rezultate bune pentru ei. Natalia, noi vom reveni în următoarele intervenții, cred că în cel mai apropiat timp. Atât de aici, eu vă spun la revedere și vom rămâne în continuare. Sergiu, noi îți mulțumim foarte mult. Noi chiar am simțit atmosfera din sediul Partidului Platforma, da? Acum imediat mergem la sediul Partidului Socialiștilor, unde se află colega noastră, Felicia Crețu, care ne va povesti care este atmosfera de acolo. Vedem că au început să vină primele rezultate și atmosfera din platforma, da, este una incendiară. Colegii domnul Năstase se bucură. Se pare că primele procese verbale care au fost procesate le arată rezultatele care le permit să se bucure. Noi încă nu le vedem, noi așteptăm rezultatele oficiale pe site-ul CEC. Vă vom anunța imediat ce acestea vor veni. Iar acum așteptăm legătură cu sediul Partidului Socialiștilor, unde deja se află colega noastră Felicia Crețu. Felicia, bună seara! Te rog frumos să ne povestești care este atmosfera în sediul PSRM. Oamenii deja au pus șampania la rece sau totuși sunt mai rezervați în declarațiile lor? Bună seara, Natalia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu voi scoate casca.
Atmosfera aici este un pic tensionată, evident, pentru că astăzi vom afla cine totuși este câștigătorul primăriei Chișinăului. Domnul Ion Ceban a fost un pic mai rezervat în declarații, nu știm nimic despre șampanie, nu am văzut-o și nici nu ne-a spus dacă a pus-o la rece. Mă aflu aici în încăperea în care de obicei se țin conferințele de presă, iar cu câteva minute în urmă domnul Ion Ceban a ținut un briefing în care le-a mulțumit alegătorilor săi și a fugit destul de repede, dar totuși câteva întrebări din partea jurnaliștilor s-au strecurat. Astfel am putut afla că chiar președintele statului, domnul Igor Dodon, se află aici, deși n-am reușit să-l vedem. Domnul Ion Ceban a menționat că Dodon îl susține ca pe un cetățean. Suntem cu toții în așteptarea rezultatelor, iar nu știm încă cine va câștiga și nu știm dacă șampania va fi deschisă aici sau nu. Felice, la sigur, dacă șampania va fi deschis în sediul PSRM, tu vei fi acolo ochii noștri ca să vedem prime aceste momente. Noi îți mulțumim foarte mult pentru informații. Deci, în sediul PSRM se simte o liniște și rezerve mai mari comparativ cu sediul platformei. Da? Felice... Sau cel puțin Felice n-a reușit să deschidă ușile pe care le-a deschis Sergiu Niculiță. Am vorbit cu Sergiu Niculiță, un jurnalist talentat, și felicitări echipei TVO, fiindcă îl are deja de mai mult timp. Inspirat, am vorbit cu el mai mult despre regimul diplomației populare. Iată, el a făcut un exercițiu acum. Dacă și Felicia la următoarea conectare va face un tur prin sediul PSRM-ului, da, vom putea să comparăm. Andrei, acum. Eu cer scuze că eu te întrerup, noi trebuie să anunțăm pauză de publicitate ca imediat după aceasta să venim și să nu pierdem primele rezultate. Rămâneți cu noi, revenim foarte curând cu primele rezultate ale buletinilor numărate și procesate. Am revenit în platou. În curând, în platoul nostru va ajunge candidatul unic al platformei Da, PAS și PRDM, Andrei Năstase. După ora 10 discutăm și cu Vlad Culminski. Andrei, vreau să te întreb despre un lucru. Iată că colegii noștri de la Unimedia au observat un lucru foarte interesant. Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care permanent la toate alegerile de până acum s-a arătat extrem de activ și își posta poze de la secțiile de vot, îndemnând oamenii să participă, nici acum, nici în primul tur, n-a scris nimic în ziua alegerilor. Ce ar însemna acest lucru? Nu e greu să comentez prea des. Bine, lideri de partid, totuși reprezentanții Partidului Democrat permanent au votat, la fel și astăzi. Noi l-am văzut pe Adrian Can, noi am văzut primele fețe ale partidului și nu iese președintele partidului, care ar trebui să-i cheme pe oameni, pe cetățeni, la activism rezultatele preliminare și vom afla cine are mai multe șanse să devină primar, eu vreau să spun că Partidul Democrat s-a pomenit acum într-o situație foarte dificilă. Și acest lucru nu a fost suficient de bine reflectat și explicat. Faptul că nu a reușit planul A, aducerea lui Silvia Radu în turul întâi, și diferența între Silvia Radu, 17%, și Andrei Năstase, 31%, era atât de mare, a fost o lovitură puternică pe credibilitatea analiștilor, sociologilor, politehnologilor, și pe acea imagine paralelă în care trăiește liderul Partidului Democrat și imagine care încearcă să ne transfere și nouă. Și eu cred că ei trec pentru o reevaluare foarte puternică și inclusiv cu privire la care sunt calculele și șansele cu privire la alegerile parlamentare. Iar acum, dacă va câștiga Andrei Năstase, indiferent ce spun alții și indiferent de alte conotații a unei asemenea posibile victorii, despre care vă duceți aminte, Vlad Plahotniuc pe 6, parmise, sau când a anunțat el, da, pe 6 martie, că Partidul Democrat va susține oricare candidat care se va bucura de susținerea partidelor pro-europene. Iată, este așa candidat, Andrei Năstase, și el a spus, chiar sigur și Andrei Năstase, evident că PD-ul nici de facto, nici declarativ nu susține pe Andrei Năstase. Iar pentru Vlad Plahotniuc și oamenii care stau în jurul lui, este o chestiune personală. Andrei Năstase a fost politicianul care a folosit cuvinte mai dure și chiar mai ofensatoare la adresa lui Vlad Plahotniuc decât chiar și Renata Usată, da? Și este deja la nivelul personal și regulile politice nu
sunt singurele care acționează în acest mediu. Oamenii în jurul Vlad Plahotniuc se uită la el. Văd, unu, partidul n-a reușit cu toată mașinăria să o aducă pe Silvia Radu în turul 2. Și doi, dacă acum mai câștigă și Năstase, în care el toarnă pe Plahotniuc cu tot felul de, cu cele mai dure acuzații și chiar, le-aș spune, chiar înjurături, e o lovitură de imagine, papaniate, știți cum se spune așa, deci anturajul lui ar putea să nu înțeleagă acest lucru. De aceea eu zic că PD-ul stă într-o dificultate. Plus, mai este o conotație despre care vom vorbi, indiferent cine câștigă, Năstase sau Ceban. Eu cred că PD-ul va fi mult mai greu să vândă acea imagine, acea argumentare în exterior. Că vezi, doamne, schimbarea sistemului electoral, adoptarea sistemului mixt a avut principalul scop geostrategic, să nu-i permitem lui Dodon să câștige. Iată că acum, analizând cifrele, se poate argumenta că acest obiectiv nu se prea realizează. Dacă se continuă în acest fel, atunci există posibilitatea ca socialiștii să câștige mult mai mult. Andrei, eu aș ruga pe colegii mei din regie să pregătească un material video pe care noi l-am primit cu puțin timp înainte de emisia noastră direct. Este vorba de un video care a fost astăzi filmat la o secție de votare numărul 69 din sectorul botanic. Este vorba de o încălcare. Iar dacă să vorbim despre încălcări, atunci putem spune că la ora 18:45 Asociația Promolex a prezentat rezultatele preliminare ale monitorizării mersului alegerilor. Ei au constatat și acte de violență și intimidare ale alegătorilor. De exemplu, ei au depistat 8 cazuri de prezență nejustificată a persoanelor neautorizate în încintă sau în perimetrul de 50 de metri a secției de votare, 5 cazuri de agitație electorală sau PR negru în perimetrul și sau în apropiere secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor, alte 5 cazuri de activități de mobilizare a alegătorilor, 2 cazuri de acte de violență sau intimidarea alegătorilor și 19 cazuri Uite ce atmosferă la sediul în liste electorale. Totuși, da. Uite, înainte de asta atrage atenție, eu văd, ei nu știu că sunt în direct, dar după expresia sieților, văd că cei de la platforma DA, staful comun cu PAS, primesc vești care îi bucură. Eu văd da, destul de... se pare că ei sunt destul de... Deși hai să nu ne... Da, hai să nu ne grăbim. Eu propun să așteptăm primele rezultate oficiale care vor veni în scurt timp de la Comisia Electorală Centrală, dar după reacțiile, o vedem pe Inga Grigoriu, pe Ruc Josan, după reacțiile lor se vede că... Dar nu putem același lucru să se vede că ei se bucură. Imediat, eu propun să ascultăm să vedem ce se întâmplă acum la sediul PPDA. Vă rog frumos, liniște! 70, așa? Eu propun pentru comparație să vedem ce se întâmplă acum în sediul PSRM, ca să vedem care este atmosfera și acolo. Se pare că e liniște totală. Nu rog pe Felicia și ea să plimbe așa cu operator și să vedem. Așa. Ritm. Deci în sediul PSRM nu se întâmplă nimic deocamdată. Da, e liniște. Cel puțin noi nu vedem absolut nimic. Asta e zona jurnalistilor. Dacă Felicia ar intra acolo... E vorba de zona aceea unde stă toată presa. Sergiu a reușit să intre chiar în sediul platformei, acolo unde stau membrii PPDA și numără primele voturi care vin din procesele verbale procesate. În curând, dacă Felicia și-ar fi pus o cravată roșie, poate și ea ar fi avut acces mai bun. În curând noi vom vedea primele rezultate oficiale
primele rezultate oficiale de la CEC, acum îl ascultăm pe șeful staff-ului electoral pe PDA, Alexandru Machedon. Astăzi am discutat și cu domnul Bolojan, referitor la aplicația pe care ne-a promis-o. El cu nerăbdare așteaptă această aplicație să fie pusă în orașul Chișinău și să funcționeze la fel de bine ca și în Oradea. În doar câteva clipe noi mergem la Comisia Electorală Centrală unde începe briefingul Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală Municipală Chișinău numărul 1. Acolo vom afla în curând primele rezultate. Andrei, vreau să te întreb, dar eu cer scuze, colegii mei din regie îmi spun că deja este gata acel material video despre care am vorbit, despre o încălcare de la secție de votare numărul 69 din sectorul Botanică, unde astăzi au fost văzuți doi deputați pe SRM care, potrivit legii, n-au dreptul să vină la secție de vot. Vă rog, regia. Pentru ce ați venit? Verificăm, am spus atunci de oameni. Verificați? Da. Dar ce verificați? Prezența observatorilor, reprezentanților. Cum lucrează, cum conlucrează cu alte. Dar în calitate de ce? De observator național. Dar puteți să vă legitimați? Nu, nu, legitimați în mașină. O să vă aduc acum. Ziceați că sunteți deputat? Da. Dar în baza cărei legislații? Poftim? Doamna, în baza cărei legislații dumneavoastră verificați? În baza cărei verificăm observatorii noștri. Dar undeva e scris că noi nu trebuie să... Noi facem în afara secției de votare. Luați măsuri, vă rog frumos. Bine, mersi mult. Și dumneavoastră zi bun. Da, domn Bulea? Da, nu mă cunosc. Spuneți, în baza cărei legislații verificați? Acum întrerupem acest material video, mergem la briefingul din Comisia Electorală Centrală, unde se anunță primele rezultate, vă rog. Și încheie prezența suburbiile cu 41.800, ce constituie 34% din numărul total al alegătorilor incluși în lista de bază, care au fost așteptați astăzi la urna de vot. Cam asta este informația pentru birourile electorale ale secțiilor de votare. Prin urmare, veți urmări live la ecranele SEAS Registru, alegerile primarul general municipiului Chișinău, turul 2, care ne permite să vedem deja procesele verbale de totalizare de numărarea buletinelor de vot online. Da, în scurt timp. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție, vă doresc o vizionare plăcută și o seară frumoasă. ...31,7% din procesele verbale. Ion Ciban are 46,46%, Andrei Năstase 53,54%. Andrei, noi putem vorbi deja despre o tendință sau e prea devreme? Nu, eu cred că diferența este prea mare. Uite, hai încă o dată. 97 din 300 de procese verbale, total voturi 66, deci a fost... Din 250.000 de voturi au fost o pătrime sau cât? Deci, da. O treime din procesele verbale. Din deci, voturi. Diferența nu se mai poate schimba. Andrei Năstase, viitorul primar al Chișinăului pentru... Da. Tu deja îl anunți pe Andrei Năstase? Da, este evident. Este evident pentru tine. Eu nu m-aș grăbi. Noi îl așteptăm în scurt timp pe Andrei Năstase în platou. Am urmărit cum a mers numărarea voturilor după primul tur. Și atunci schimbările au fost nesemnificative. La 20, au fost numărate 20% din procese verbale. Eu nu văd ce ar putea să întâmple ca situația, ca Ion Ceban să se recupereze. Eu cred că Năstase
Andrei a câștigat și a făcut-o cu o diferență mai mare decât s-a anticipat, de câteva procente bune. Această cer însemna acum pentru PSRM și cer însemna pentru dreapta pro-europeană? Nu, fiindcă se va bea multă șampanie în staful lui Andrei Năstase în seara aceasta, eu vreau să spun că și un lucru care ar putea să nu aducă sărbătoare. Votul acesta nu înseamnă o campanie strălucită din partea lui Andrei Năstase. Votul acesta înseamnă atitudine din societate a cetățenilor. Și faptul că oamenii, într-adevăr, crede în schimbare și susțin schimbarea, chiar dacă campania între turul 1 și turul 2, sincer să fiu, nu a fost una foarte reușită. Cred că Ceban a reușit să construiască o campanie, dar nu l-a ajutat, fiindcă matematica e împotriva lui și Igor Boțan, datorul șampaniei, am făcut cu el 2 luni în urmă un pariu, că va câștiga dacă va fi susținut de va fi un candidat pro-european comun, chiar dacă PD-ul îl va bloca, el va câștiga. Andrei Năstase a câștigat. Deci tu deja anunți că Andrei Năstase... Noi, deocamdată colegii noștri nu se grăbesc, spun că Andrei Năstase conduce în turul 2. Eu la fel... Uite, aceeași diferență ca între Maia Sandu și Igor Dodon, doar că bate filmul. Da, interesant. Asta e. Viața bate film. Deci vom vedea. Deocamdată sunt procesate 34,64% din voturi. Andrei, dar vreau să te întreb, înainte ca Andrei Năstase să ajungă în platoul nostru. Da. Sunt experți care consideră că, de fapt, aceasta ar putea fi o strategie a Partidului Democrat de a lăsa pe Andrei Năstase să devină primar al municipiului Chișinău, în așa fel încât, până la campania parlamentară, lui îi se ofere toate șansele ca el să piardă ca și primar, să demonstreze că nu este capabil să facă ceva și aceasta va fi o lovitură pentru întreaga dreaptă pro-europeană. Eu îți spun acum nu ceea ce cred eu, dar ceea ce am auzit eu din spusele mai multor experți. Cum îți pare o asemenea ipoteză? Este una greșită? Eu cred că există cel puțin 4-5 argumente de ce Ion Ceban este o candidatură mai avantajoasă pentru PD decât Andrei Năstase. Cu siguranță, odată ce va ajunge în fotoliul primarului, Andrei Năstase va fi destul de legat, absorbit, copleșit de sarcinile care acest job îl reclamă și nu se va putea dedica în totalitate activității politice, dar dezavantajele pentru PD sunt mult mai mari. Uite-te, în primul rând, acest lucru arată că schimbarea este posibilă. Planul A a fost victoria Silvii Radu, dar planul B, care putea să compenseze oarecum și prin interior și pe exterior și pentru echipa din jurul lui Vlad Plahotniuc, cumva lovitura aceasta usturătoare, eșecul cu netrecerea Silvii Radu, era câștigarea alegerilor de către Ion Ceban. Nu s-a întâmplat. Al doilea argument, uitați-vă, această victorie va da un imbold forțelor tuturor care vor schimbarea, susțin schimbarea, să creadă că e posibil. Și atunci când tu crezi că poți câștiga, joci altfel. Știi, la fotbal, o echipă pierde 3-0 și e altă atmosferă. E suficient că ea să bată 2 goluri și diferența de un gol cu 10 minute înainte încheierii meciului, e cu tot echipa care recuperează, e în cu totul alt elan. În primul rând, în această campanie, 1. S-a reușit ca Maia Sandu, Andrei Năstase, să desemneze un candidat comun în luna martie, un lucru. 2. Să facă o campanie comună, concentrată. 3. Andrei Năstase, în pofida așteptărilor, să intre în turul 2 cu o diferență foarte mare, 31-17 față de Maia Sandu. Și 4. Acum, într-un climat de incertitudine și, repet, o campanie neconvingătoare, el câștigă. Deci sunt 4 victorii succesive care dau un impetus, un imbold tuturor celor care sunt de această orientare și vor schimbarea. Ce înseamnă acest rezultat, dacă deja putem vorbi despre rezultatul final? Eu totuși nu m-aș grăbi, dar să fim optimiști rezervați. Da, vedem. Dar noi vorbim de optimiști, noi vorbim de analizăm cifrele. Diferența e de aproape 5%. 5%. Da. Deci trebuie ca Andrei Năstase să se îndrepteze minus 2,5% pentru unul înseamnă 2. Deci ca ei să se egaleze, 2,5% trebuie să voteze altul. Eu nu văd cum acest lucru se poate întâmpla. Ce înseamnă acest rezultat pentru Partidul Democrat? Acel partid care a folosit toate resursele administrative, toate resursele financiare, toate resursele administrative, mediatice, tot ce a avut
în această campanie și noi am văzut acest lucru nu doar în ultimele două luni, dar și cu mult timp înainte, atunci când Silvia Radu abia a ajuns la primărie. Nu, totuși, haideți să spunem că dacă vom compara cu susținere pe care a primit-o Igor Dodon în turul 1 și turul 2, acum susținerea nu a fost atât de masivă. Dar și PD-ul a tras niște lecții. Vorbim de Chișinău, nu vorbim de toată țara. Aici o atacuri excesive, brutale, pot avea un efect invers, pot enerva o parte din societate, ca ea, de fapt, să vină la vot, nu să-i descurajeze. Dar vorbim încă o dată despre un sentiment care este redat cetățenilor că de votul lor depinde, implicarea contează, nu trebuie să te resemnezi, rezistența se poate traduce și în victorie. Iată, partida pro-europeană antisistem, an de an, a pierdut câteva bătălii. A fost bătălia, uite, bătălia cu protestele. Nu s-a soldat cu Zlăt. După aceea, alegerile prezidențiale au pierdut. După aia, încercarea zădărnicirii sistemului mixt. Practic, ce să recunoaștem, nu s-a reușit zădărnicirea acestui sistem. Și iată, după câteva înfrângeri usturătoare, este și cifrele nu se schimbă, Natalia, din da, ceea ce văd eu. Deci sunt numărate o pătrime din voturi și o treime din buletine. 74.000 din 248, asta este, matematica mea spune că este o pătrime. Se pare că șampania asta se va bea totuși în sediul platformei, da, PAS și PLDM. Asta vom vedea un pic mai târziu. Dar, un pic mai târziu. Reamintesc, Sergiu Niculiță, colegul nostru, se află acum la sediul platformei, da, vom vedea un pic mai târziu ce se întâmplă acolo în direct. Acum anunțăm o scurtă pauză de publicitate, reamintesc că în foarte scurt timp, în acest platou va ajunge, se pare că deja primar general municipiul Chișinău, Andrei Năstase. Rămâneți cu noi! Noi am revenit în platou și îl salutăm pe Andrei Năstase, președintele Partidului Platformă Demnitate și Adevăr. Domnul Năstase, Andrei Popov, acum câteva clipe deja v-a anunțat primar general al Capitalei în direct. Eu totuși sunt rezervată pentru că aștept datele oficiale, dar că vedem că au fost deja procesate 57,52% din buletine de vot. Ion Ciuban are 48,06%, dumneavoastră 51,94%. Domnule Năstase, cum vă simțiți? Primar general sau mai așteptați? Nu, eu până să faceți declarații finale. Cred că este prematur. Fluierul final o să-l dea altcineva, nu domnul Popov. Că dacă l-ar da domnul Popov, aș avea total încredere că va fi un fluier corect, să zic așa. Dacă tot... Nu, cred că este bine ce s-a întâmplat. Dacă este cineva care câștigă în acest moment, este Chișinău, sunt chișinăuienii, sunt locuitorii suburbiilor și, de ce nu, este întreaga țară. Acum vedem, au fost procesate peste 61% din procesele verbale, dumneavoastră aveți 51,84%. Andrei, potrivit ție, s-ar mai putea schimba tendința? Nu. Deci tu continui să insiști că Andrei Năstase este primar general în municipiul Chișinău. 4%, deci la așa un număr de voturi numărate, nu văd cum. Omul deja v-a anunțat primar general. Nu eu anunț, dar... Matematic, crezi că deja nu mai este posibil să se schimbe tendința? Nu cred. Domnul Năstase, potrivit dumneavoastră, aceasta este rezultatul dumneavoastră personal sau totuși este vorba și despre un vot protestatar față de tot ce se întâmplă în capitală, în țară? Cum apreciați acest rezultat? Putem să vorbim despre acest vot în diverse ipostaze, în diverse termeni. Pentru mine important este că a renăscut speranța, că în Republica Moldova a renăscut speranța, că locuitorii Chișinăului nu s-au lăsat atrași în această capcană, în această plasă întinsă de binomul Plahotniuc-Dodon și iată că a demonstrat că se poate să păstrăm Chișinăul pe
linia civilizației, pe linia democrației, pe linia, eu știu, statului de drept. Și eu nu am decât să-i felicit pe toți cei care au ieșit astăzi la vot, să-i felicit indiferent cu cine au votat, dar faptul că au ieșit într-un număr mai mare decât în primul tur, în pofida a tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, împotriva linșajului mediatic la care am fost supus eu și alți contracandidați, împotriva minciunii la care am fost supuși cu toții, noi toți, toți locuitorii Chișinăului am fost mințiți foarte și foarte mult. Amintiți-vă cu acele sondaje mincinoase. Erau mincinoase, să nu credeți că era ceva. Haideți să reamintim că n-a fost niciun sondaj care v-ar plasa pe locul 2. Da, toate sondajele demonstrau că Silvia Radu. Exact. Și eu aș fi acceptat acum teza în anticipație domnului... Nu, toate sunt mincinoase. Nu, eu v-am spus, ascultați-mă. Uh-huh. Eu nu vreau să judec și super pe nimeni, dar într-un stat capturat, cu instituții capturate, cu oameni capturați. De că ce cu numără voturile? Și le numără în favoarea dumneavoastră. Foarte bine, pentru că există observatori internaționali. Pentru că nimeni n-a supus acele studii sociologice, nu le-a dat la niște observatori internaționali. Nimeni nu le-a dat promolexului să le judece, să le numere. Haideți să fim serioși, oameni buni. S-a încercat o manipulare cât se poate de masivă a creierilor noastre, a noastră, a tuturor, dar asta este din domeniul trecutului. De aici trebuie să învățăm niște lucruri. Și eu mă bucur că chișinăuienii au învățat aceste lucruri în turul 2. Și nu s-au mai lăsat și în turul 1 și în turul 2. Și poate cel mai important lucru este că avem o bună și foarte bună perspectivă pentru alegerile viitoare. Am demonstrat cu toții că se poate și eu sunt sigur că prin unitatea noastră a forțelor antioligarhice, a forțelor democratice, putem să facem o figură și mai bună în următoarele alegeri. Acum, când m-ați întrebat cui este acel succes, succesul este al nostru, al tuturor, a celor care au ieșit la vot, succesul este celor care au votat pentru demnitate, pentru adevăr, pentru solidaritate, pentru acțiune, dacă vreți, pentru implicare, pentru democrație, pentru liberalism, dacă vreți, pentru că este nevoie și de asta, avem nevoie și de libertate. Iată, nouă tuturor ne aparține această victorie și, de ce nu, este cazul să aduc în discuție și partenerii noștri cu care am făcut front comun. Trebuie să aduc în discuție echipele noastre, a Platformei Demnitate și Adevăr, a Partidului Acțiune și Solidaritate, a Partidului Liberal Democrat, a celor din societatea civilă. Trebuie să-i mulțumesc în mod aparte doamnei Maia Sandu pentru modul plenar în care m-a susținut, se cunoaște foarte bine, s-a văzut în spațiul public sprijinul doamnei Sandu în toată această campanie. Trebuie să le mulțumesc. Presupun că veți apărea la același briefing de presă în curând timp împreună. Cu siguranță, asta presupune, pentru că suntem echipă, facem echipă, vom păstra această unitate și pentru următoarele alegeri. Trebuie să le mulțumesc și celor care în turul 2 de scrutin contra candidaților, dacă rămân, dar indiferent care va fi scorul, eu rămân să le mulțumesc acelor oameni care au decis în turul 2 să mă sprijine. Să le mulțumesc tuturor celor care, chiar dacă în primul tur au avut un favorit și au votat pentru el, l-au votat pe doamna Radu, au votat pentru domnul Codreanu, au votat pentru domnul Munteanu, pentru domnul Roșco sau doamna Can, în turul 2 au decis să mă sprijin și au făcut-o deschis, nu așa cum a făcut-o acest binom. S-au sprijinit și au consolidat eforturile și au conjugat toate... Domnul Stasiu, cred că vă întrerup, dar nu a vrut să recunoască pe față. Eu cred că Andrei Popov totuși are dreptate, pentru că deja au fost procesate 206 de procese verbale din 306, deci aproape 68% din procesele verbale, dumneavoastră aveți 52,52%. Eu cred că putem deja vorbi cu o probabilitate de 99% că dumneavoastră sunteți primar general al municipiului Chișinău și de ce deja vă întreb în calitate de primar general. Acum o săptămână în acest platou dumneavoastră ați spus că nu vă veți grăbi să anunțați care este echipa dumneavoastră, din simplu motiv că nu vreți să-i supuneți un linșaj mediatic pe oamenii care v-au susținut. Da, ați avut mai multe motive. Acum îți putea da câteva nume. Cine vor fi oamenii care vor veni împreună cu dumneavoastră în echipă la primărie? Natalia, o să repet ceea ce v-am spus și dumneavoastră și am spus același lucru acum câteva zeci de minute în urmă la un alt post de televiziune. Preocuparea mea este în momentul de față pe criterii și mai puțin pe nume.
Criteriile fiind aceleași, integritate, meritocrație și profesionalism. Sigur că va trebui să ținem cont și de faptul că primarii, viceprimarii, pretorii fac parte dintr-o altă dimensiune, nu neapărat a unor funcționari care trebuie să treacă niște concursuri. Dar eu aș vrea ca și aceste demnități să fie supus acestor criterii. De asta nu mă grăbesc în momentul de față să fac declarații cum să spun eu, pe care le așteaptă foarte multă lume, inclusiv presa. Eu sunt omul lucrului bine făcut, dacă pot să mă exprim așa, sau cel puțin doresc asta, vreau ca lucrurile, chiar dacă le voi face puțin mai încet, dar ele trebuie să fie făcute temeinic, de durată, ca mai apoi să producă și niște rezultate benefice pentru oameni. De asta, în momentul de față, credeți-mă, chiar am nevoie de o mai multă analiză, să vedem ce propuneri vor veni și din partea colegilor noștri din societatea civilă și a colegilor noștri din zonă. Din, ar însemna aceasta că echipa va fi formată inclusiv cu cei din PAS, PLDME, societatea civilă? Oameni de calitate, oameni de bună credință, oameni integri, oameni profesioniști, sigur că da. Pentru că am spus, nu voi face iepurări politice la nivelul primăriei, dar pe de altă parte, nici nu voi neglija competența, integritatea, profesionalismul din celelalte partide sau din partidul din care fac eu parte. L-am întrebat pe Andrei Popov despre o ipoteză care bântuie în rândurile unor experți, apropo, inclusiv experți care v-au votat și în primul tur și în turul 2, e că, de fapt, dumneavoastră, ajungând în fotoliul de primar general, deveniți deodată țintă puterii centrale și ar putea foarte ușor să vă discrediteze, demonstrând în jumătate de an cât a rămas până la alegerile parlamentare, că nu sunteți capabil să conduceți o capitală. Cum credeți, lor le va reuși să facă acest lucru? Noi am avut experiență lui Dorin Chertoacă, cei 2 ani din 2007 până în 2009, cât el s-a aflat în opoziție totală a guvernării centrale. Da, este o perspectivă destul de sumbră, dacă analizăm așa. Eu vreau să vă spun că în toată această perioadă, 3 ani și ceva de zile, de când eu am apărut în spațiu public, cam asta vroia să ne spună holdingul, cam asta vroia să ne spună guvernarea, cam despre asta vorbeau la fiecare emisiune televizată, că noi nu avem oameni, că noi nu avem program, că noi nu avem resurse, că nu avem capacitate, că nu suntem integri, dar iată că oamenii noștri ne-au dat acest credit de încredere și noi suntem obligați să facem tot, dar absolut tot ce ne stă în puteri pentru a nu-i dezamăgi. Acum, cât de puternici vom fi, depinde de noi înșine, depinde de cei care ne-au votat și vor avea încredere în continuare în noi, dar depinde și de noi cât de uniți vom fi, cât de deschiși vom fi către oamenii din societatea civilă, către mediul de afaceri, către mediul de experți, către mediul de activiști civici, de ce nu către partenerii noștri de dezvoltare, către partenerii noștri din România, și atunci să vedem. Chiar oamenii noștri nu o să înțeleagă ce înseamnă bețe puse în roate, sau oamenii noștri nu o să înțeleagă că noi venim cu niște proiecte benefice pentru ei și cineva le sabotează, așa cum s-a întâmplat până acum. Eu abia aștept să ajung la primărie să văd unde s-au dus banii pentru drumuri. Pentru că dumneavoastră mergeți pe aceste drumuri și ați văzut, le-au desfundat cât au putut și le-au lăsat așa. Da, e adevărat. Inclusiv protestatarii de la protestul automobiliștilor de sâmbătă se întrebau cum e posibil că bulevardul Ștefan cel Mare a fost reparat de curând, dar deja se văd rupturi. Deci e un mare semn de întrebare. Dar trebuie de spus că colegii mei, eu cer scuze pentru cacofonie, colegii mei din regie, producătorul nostru Angela Gonț, a luat legătură cu Vitalie Gămurari, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat. Acesta a spus că ei nu vor comenta deocamdată rezultatele preliminare ale alegerilor și poziția Partidului Democrat va fi anunțată ulterior. Eu cred că mâine Partidul Pro-European, Partidul Democrat... Dar n-ați spus ghilimelele de rigoare? În ghilimele de rigoare, fiindcă este declarativ pro-european, dar deseori profanează valorile europene, îl va invita pe domnul Năstase în direct
la televiziune pe care le controlează. Și vom vedea, bă, domnul Popov, eu vreau, dumneavoastră cum glumiți sau? Eu glumesc, din păcate. Dar vreau să spun un lucru. Eu am vorbit cu mai mulți oameni care, din vari motive, sunt în Partidul Democrat sau continuă să o susțină. Ei înțeleg că este un mesaj fățarnic. Și această fățărnicie, duplicitate, când spui una de fapt, privește în ochi și faci după aia cu totul altceva, opusul, îi descurajează pe mulți oameni și cred că mulți chișinăreni anume așa au înțeles lucrurile. Haideți să vorbim despre, nu doar despre Chișinău, dar și despre Bălți, pentru că avem două orașe mari care au demonstrat, eu cred că deja putem vorbi despre rezultatele aproape sigure la Chișinău, pentru că au fost procesate aproape 80% din buletine, dumneavoastră, domnul Stasia, aveți 51,84%. Deci, haideți să ne amintim că acum două săptămâni și Bălțul a arătat un rezultat surprinzător, asta după ce aproape jumătate de an mai multe posturi de televiziune din primul holding din țară ne povestesc steau despre faptul cât de detestat este pe atunci actualul primar Renata Usatăi, că bălțenii nu mai pot să sufocă de probleme de cunoști, tot felul de probleme. Noi am văzut foarte multe show-uri televizate cu efectele speciale, cu mașini care veneau din Chișinău ca să salveze capitala din Nord. Și iată că am văzut candidatul partidului nostru a luat 62%. Acum dumneavoastră, candidat al opoziției, ați luat, încă nu putem spune despre rezultatele finale, dar se pare că, virgulă, câștigați capitala. Domnul Stasia, va fi posibil de repetat un asemenea rezultat în întreaga țară, ținând cont de faptul cum au fost tăiate circumscripțiile uninominale, că în sate oamenii sunt mai puțin informați decât în cele două capitale, pentru că accesul la informații acolo este scăzut. Va fi posibil? Va fi foarte dificil. Va fi foarte dificil dacă este ceva care întrucâtva, nu știu dacă trebuie să ne-l asumăm noi, partidele emergente, societatea civilă care am luptat, eu zic că am luptat până când am transpirat cu acest sistem mixt de vot pe care ne l-a impus în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția, în pofida declarațiilor făcute de partenerii noștri de dezvoltare, ne-l-au impus acest binom Plahotniuc-Dodon. Eu zic că va fi foarte și foarte dificil, dar nu imposibil. Iată de ce, îndemnul meu în acest moment, și mă detașez puțin de rezultatul pe care îl aveți dumneavoastră afișat pe ecrane, îndemnul meu este la unitate. La unitatea forțelor emergente, a forțelor politice democratice care își doresc binele în această țară. Dar permiteți-mi, pentru că nu voi mai putea să rămân foarte mult la dumneavoastră în emisiune, permiteți-mi să transmit un mesaj foarte important din punctul meu de vedere pentru cei care au ieșit astăzi la vot. Cu toții noi am demonstrat că suntem capabili să făurim democrație. Indiferent cu cine am votat, cu Andrei Năstase sau cu Ivan Ceban, noi am demonstrat că ne interesează, că avem atitudine civică, responsabilitate civică, dacă vreți, și am ieșit la vot. Iată de ce adresez aceste mulțumiri tuturor celor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Eu îmi propun să fiu primarul tuturor oamenilor și a celor care nici măcar n-au ieșit la vot. Pentru că să știți că din vari motive acești oameni n-au ieșit la vot. Mulți dintre ei nici măcar nu sunt în țară, chiar dacă sunt în listele guvernării pentru alegeri. Eu cred că acest în primul rând la tineri se referă, în primul rând. Noi așa îi condamnăm că ei n-au ieșit, dar mulți dintre ei sunt plecați. Să nu îi criticăm pe tineri. Tinerii au motivele lor serioase pentru care au decis să nu iasă la vot. Pe de altă parte, să încurajăm pe tineri să ia exemplu celor mai în vârstă, a celor mai cu experiență, a celor care nu au stat acasă și au ieșit la vot, s-au manifestat și iată că au produs un scor foarte bun. Scorul probabil putea fi și mai bun dacă și o altă parte a tineretului ar fi ieșit, dar să ne învățăm cu toții să fim toleranți, să ne învățăm cu toții să fim îngăduitori, să fim cât se poate de buni pentru a-i determina și pe alții să procedeze la fel. Mă adresez, am să încerc și un mesaj în limba rusă, pentru că я знаю, что многие из голосующих за Иона Чебана или за Ивана Чебана, как ему лучше, я знаю, что многие думают, что я
буду ущемлять их права, что я буду примаром только для румыноязычного населения, что я буду заниматься только проблемами каких-то сегментов нашего общества. Нет, это неправда. И если, если вам кто-то внушал все это время, что это будет так, я вас уверяю, этого не будет. Потому что для меня важен каждый гражданин нашей страны, каждый горожанин, каждый житель наших пригородных сел или городов. Так что, поверьте, я постараюсь на все 100%, чтобы я был примаром или мэром для всех вас, для всех наших горожан, для всех наших жителей столицы. И почему бы нет? Вы знаете, что очень многие люди, даже если не живут в нашей столице, они работают в нашей столице, потому что 60-70% экономики у нас находится, 75% официально заплачен саларяц. Официально саларяц, Домну Попов. Не знаю, тружеников. Работников. Работников, да. Те, кто платит налоги, наверное. Те, кто платит налоги, да. Находятся тоже в Кишинев. Угу. Так что, пожалуйста, поверьте, я не собираюсь делить людей на наших и ваших. Я не собираюсь делить людей на тех, которые говорят на одном языке, на другом языке, у которых религия православная или не православная и так далее. Я, так как я впервые выходил публичное пространство. Я всех вызывал тогда на объединение наших усилий, на объединение наших сил, на консолидацию нашего общества. Я и дальше буду делать это, потому что это мое кредо. Я знаю, что только объединяя наши усилия, мы можем избавиться и от коррупции, и от нищеты, и от несправедливости. И только так, сообща, только вместе мы добьемся правового государства, мы добьемся демократии, мы добьемся благосостояния и межчеловеческих отношений, нормальных, как в цивилизованном мире. Ничего особенного. Да, Настасья, я știu că dumneavoastră trebuie să faceți, dar eu propun să mergem în mai puțin de un minut direct la sediul dumneavoastră, unde colegii dumneavoastră deja se pare că... 5 secunde. Da, deja se pare că... Я и критиковал компанию господина Настасия. Eu aș vrea să vedeți aceste imagini. Până altă vreau să le transmit colegilor mei să păstreze liniștea, să păstreze calmul, dacă cumva mă văd, mă aud, să nu anticipăm. Dar deja sunt procesate aproape 85% din procesele verbale. Este foarte bine. În sensul, să mă aștepte să sărbătorim împreună, poate. Să nu bea toată șampania pe dumneavoastră. Nu cu șampania. Eu cred că a fost cele mai reușite 3-4 minute în întreaga campanie, domnul Năstase, și dacă le-ați fi spus înaintea turului 2, diferența cu care deveniți primar ar fi fost și mai mare. Domnul Popov, eu spun același lucru de 3 ani de zile. Acum, probabil nu l-am spus foarte și foarte pe înțelesul tuturor. Îmi asum acest păcat, această vină, dar vreau să vă spun un lucru. Nu a fost, a fost niște, o campanie atât de murdară, atât de dificilă. Dificilă nu pentru că am avut un candidat mai puternic sau mai puțin puternic, dar modul în care au conceput-o politehnologii contracandidatului meu această campanie, se pare că a fost unul de-a dreptul, nu știu cum să-i spun eu, urât de tot. Urât de tot, pentru că amintiți-vă o anumită campanie până în primul tur, și o cu totul altfel de abordare în al doilea tur, când se dădeau lovituri sub centură, când se dă... Și atunci, sigur că a fost foarte complicat, poate să-mi aduc la cunoștința telespectatorilor mesajul meu, dar crezul meu este ceea ce spun de 3 ani de zile, nu am deviat de la acest crez, voi încerca să adun tot ce înseamnă forțe
democratice, forțe antioligarhice, voi căuta să adun tot ce înseamnă societate civilă, societate în general. Voi Anastasie, eu propun cont... să mergem la, direct la partidul dumneavoastră, să vedem ce se întâmplă acolo. Sergiu Niculiță, corespondentul nostru special, se află acum lângă sediul PPD. Sergiu, te rog, ai legătură, povestește-ne care este atmosfera acolo. Bună seara, Natalia, noi ne aflăm acum afară, în fața sediului partidului, aici, din biroul stafului tehnic. Se aud aplauze, se aud strigăte și țipete de bucurie. Acum vom intra chiar înăuntru ca să vă transmitem toată atmosfera incendiară și toată. Aici vreau să vă spun că este foarte cald și este foarte și foarte, foarte multă lume. Vom încerca acum să vorbim cu cineva, să vedem cum se simt oamenii, care este tendința, ce cred, care vor fi rezultatele. Iată-l, văd pe domnul Machedon. Domnul Machedon, bună seara, să ne spuneți care este Este o atmosferă fantastică, este atmosfera oamenilor care au crezut în Andrei Năstase, în echipa domnului Andrei Năstase, în echipa Partidului Acțiune și Solidaritate și Maia Sandu, în toți oamenii buni. Aș știut cot. Întotdeauna bine. Pregăti șampanie? Da, avem multă șampanie, invităm pe toți. Dar o deschidem când o să fie 99% procesat. Deci, Sergio, vreau să transmit încă o dată salutări celor care ne-au ajutat și mulțumim tuturor care s-au implicat în această campanie. Da, Sergio, Natalia, dacă ne auzi, cei din platformă, da, deja se văd câștigători? Da, din câte ați auzit, din câte se auzi. Am întrebat de una din persoanele care procesează datele și se află la calculator. Da, iată, ne vedem datele și pe mână. Sergio, avem o diferență de aproape 4%, care se vede că a dus bucuria pe fața celor de la platforma Demnitate și Adevăr. Sergiu, noi îți mulțumim. Eu totuși aș prefera, noi continuăm să discutăm cu Andrei Năstase, care se află acum în direct în platoul nostru. Eu cred că deja este clar care este atmosfera din sediul PPD, dar domnul Năstase, eu văd că dumneavoastră totuși nu vă grăbiți să vă bucurați, să așteptați rezultatele finale. Sunteți mai rezervat decât colegii dumneavoastră. Eu sunt într-un studio de televiziune, eu nu sunt la sediul platformei, dar în același timp îi felicit pe acești oameni. Repet, sunt niște oameni aparte, niște oameni care nu și-au cruțat absolut nimic. Nici timpul, nici sănătatea, nici banii, absolut nimic. Au muncit ca niște, nu știu, ca niște oameni foarte responsabili. Mă închin în fața lor și am să merg la sediu și primul lucru care o să-l fac, o să-mi cer scuze pentru exigența, dacă nu, ca să nu spun severitatea cu care am tratat această campanie și cu responsabilitatea cu care am tratat această campanie. Le datorez foarte și foarte mult. Am să-i îndemn și pe colegii noștri de la Partidul Acțiune și Solidaritate să vină la noi la sediu, ca să nu umblăm de la un sediu la altul, pentru că aici sunt și de la... deja ei sunt și pe acolo, sunt o parte, sunt veniți. Îi îndemn pe toți, am să o rog și pe doamna Sandu dacă... să venim la sediu, să facem, probabil să facem și o conferință de presă sau un mic briefing. Dar, repet, datorez foarte și foarte multe mulțumiri tuturor celor care ne-au sprijinit în această campanie și vreau să vă spun un lucru. Acum, dacă aș trece în revistă pe toți cei care ne-au sprijinit, mă tem că vor rămâne foarte mulți netrecuți în revistă, de asta nu trec. Dar dumneavoastră aveți vreun mesaj pentru contracandidatul dumneavoastră Ion Ciban? Pentru că totuși domnia sa, acum, la ora actuală, are 48,13% din voturi. E vorba de cetățeni care l-au votat, care l-au sprijinit. Sigur că da. Păi, asta vreau să spun. Le mulțumesc foarte mult celor care, chiar dacă nu m-au votat pe mine, au ieșit la vot, au ales contracandidatul meu ca și opțiune. Le mulțumesc pentru faptul că au ieșit și împreună am făcut democrație, pentru că asta înseamnă democrație. Diferite opțiuni, diferite opinii, diferite alegeri. Îi asigur pe acești oameni de faptul că voi fi și primarul lor, dacă se vor confirma aceste cifre, voi fi primarul tuturor orășenilor
voi încerca o comunicare cu Consiliul Municipal, din care fac parte consilieri din mai multe forțe politice, așa că... Dar un mesaj oamenii... pentru Ion Ciban, pentru că este și el locuitor al capitalei, care astăzi a votat. Mesajul pentru simpatizanții domnului Ciban, asta este, să aibă încredere că în persoana mea vor avea un primar cu dragoste de oameni, cu dragoste de acest oraș, un oraș care, așa cum am mai spus-o de atâtea ori și la dumneavoastră în studio, se iubește, nu se stăpânește. Nu se stăpânește de mafie, nu se stăpânește de anumite grupuri de interese din domeniul imobiliar, din domeniul achizițiilor publice sau din alte domenii, dar se iubește. Și credeți-mă, la fel ca și mine, cei care au votat cu contracandidatul meu, sunt sigur, iubesc acest oraș. Sunt procesate la ora actuală 90,52% din procesele verbale, dumneavoastră aveți 51,98%. Eu cred că deja este clar că tendința nu se va schimba, poate câteva zecimi de procente. Deja aveți 52,01%. Diferența e 9.000 de voturi. Deci 9.000 de voturi fac mare diferență. Asta e. Domnule Năstase... Deci asta înseamnă că fiecare vot contează, iată de ce... Pe mine, dacă mă îngrijorează ceva în acest moment, este această polarizare în continuă a societății noastre. Iată un lucru la care noi cu toții ar trebui să ne gândim și dacă ar trebui să existe o polarizare, ea ar trebui să se facă pe altfel de criterii și raportul ar trebui să fie mult mai mic, spre exemplu, stat de drept, autocrație sau dictatură. Oameni cinstiți, oameni corupți. Oameni cinstiți, oameni corupți, oameni onești. Da, de asta spun. Iar noi, întrucâtva, facem o polarizare și eu m-aș bucura că această polarizare să... m-aș fi bucurat să fi fost pe alte criterii. Din păcate, ea rămâne, se pare, una geopolitică. Domnule Stasiu, noi trebuie să luăm o scurtă publicitate. Din câte înțeleg, dumneavoastră trebuie deja să plecați sau mai rămâneți cu noi pe scurt domnul timp? Popov, nu știu. Cât de simbolic? Eu propun două minute să mă așteptăm atunci. O scurtă pauză, două minute, după care revenim. Cât timp reușiți să stați cu noi, stați cu noi, rămâneți cu noi. Noi revenim în foarte scurt timp, în două minute. Nu știu. Noi am revenit în platoul. Salut și pe Vlad Colminski, directorul executiv IPIS. Domnul Năstase, deja avem 92,48% din procesele verbale procesate, de fapt 93%. 52% aveți, peste 52%. Eu cred că deja putem spune că dumneavoastră sunteți primar. General, puteți să vă bucurați, pentru că multă lume scrie că sunteți cam trist și rezervat și în comentariile la live-ul nostru. De ce nu vă bucurați? Parcă ați așteptat acest lucru. Te repet, sunt într-un studio de televiziune, nu sunt în... Sigur că am trăiri de mine. Eu un platou foarte liber. Înțeleg, dar am trăiri de mine, am bucuria mea, am așteptat și mai aștept încă finalizarea numărătoarei ca să mă pot bucura împreună cu toată lumea bună, împreună cu toți chișinăuieni, împreună cu toți locuitorii din suburbii. Deci, așa sunt eu. Nu... Am înțeles. Vreau pe toți trei, cât mai sunteți aici în plătău, să vă întreb. Acest rezultat, deocamdată preliminar, dar deja putem spune că el este mai mult decât clar, plus rezultatul de la Belț. Ar însemna că ceea ce se întâmplă acum, în ultimul timp, este începutul, sfârșitul erii lui Vlad Plahotniuc sau este un mesaj mult prea optimist și o încercare de a se îmbăta cu apă rece? Domnul Năstase, vă rog, primul. Începutul sfârșitului a pornit în 2015. Atunci a fost pus acest început. Acum noi vedem niște roade ale celui început. Totuși, după aceasta a fost dată și o lovitură opoziției. Da, dar sunt... Guvern? Depinde cum tratăm lucrurile. Dacă nu am fi manifestat așa cum am manifestat împreună cu toată societatea, dacă nu ne-am opus
N-am fi știut niciodată alianța din, de pe sub masă sau din spatele cortinii făcută în permanență de Plahotniuc, fie cu Dodon, fie cu alții. Deci lucrurile merg într-o direcție bună și eu sunt încrezător că în toamnă sau în iarnă, atunci, probabil în iarnă totuși, după 2 decembrie, noi suntem în stare să facem o figură și mai puternică, și mai frumoasă. Dar pentru asta avem nevoie de muncă. Avem nevoie de muncă, muncă și iar muncă. Avem nevoie de unitate, avem nevoie de consolidare, de eforturi. Iată de ce poate mă vedeți mai rezervat, pentru că de mâine, dacă nu de mâine, de mâine începe iarăși muncă. Și deja muncă pe mai multe planuri. Trebuie să ne fortificăm și ca forțe politice, pentru că este perspectiva alegerilor parlamentare și eu n-am spus niciodată că nu ne vom implica să câștigăm și acea partidă, dar pe de altă parte sunt grijile oamenilor. Oamenii așteaptă, spre exemplu, la strada Calea Ieșilor 15, așteaptă pentru stă să cadă un copac acolo, stă să cadă un copac într-o curte de copii. Deci sunt niște lucruri care trebuie rezolvate cât se poate de urgent și atunci de aici poate și această, eu știu, stare rezervată. Domnule Comiskey, inclusiv împreună cu dumneavoastră, nu singură dată, în acest platou și nu doar în acest platou, în multe platouri televizate în Republica Moldova, s-a discutat despre faptul că, iată, democrația controlează absolut tot. Procuratura, parlamentul, guvernul, sistemul judecătoresc și cumva s-a creat o senzație că nimic nu mai poate fi schimbat. Iată, vedem deja din tâi, prima capitală din Nord, a doua capitală, cea din Nord, acum 2 săptămâni a fost câștigată de către opoziția de stângă. Acum avem capitală Chișinău câștigată de către opoziția de dreaptă. Ar însemna aceasta că nu e chiar totul prost în Danemarca noastră? Desigur, lucrurile se schimbă destul de rapid și adică noi nu trebuie, știți, există așa o expresie ca tirania status quo-ului, da? Că noi toți credem că nimic nu mai poate fi schimbat. Desigur că acest rezultat va mobiliza forțele de centru-dreaptă și asta va fi un lucru foarte și foarte binevenit, pentru că scena politică în Republica Moldova devine una vie acum, la etapa actuală. Eu, sincer vorbind, m-am mirat că nu au fost utilizate toate pârghiile administrative care stau la îndemână Partidului Democrat, pentru că sunt multe. Eu cer scuze că eu întrerup. Eu vreau să mergem acum la Partidul Socialiștilor, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă și acolo. Felice Crețu, colega noastră, se află acum acolo. Felice, te rog frumos să ne povestești. Ce se întâmplă? Care este atmosfera? Vă permit să vorbiți cu reprezentanții PSRM sau de cum dată presa stă în sală de presă și nu aveți acces la nimeni din partid? Bună seara, Natalia! Deocamdată presa stă aici, în această sală. Nu ni s-a permis să mergem în interiorul sediului sau să vorbim cu membrii de partid. Ni s-a spus că trebuie să o contactăm pe doamna Ostakova, secretarul de presă, pentru a obține o permisiune. Se simte o stare de agitație aici. Toată lumea verifică rezultatele din minut în minut. Am observat mai mulți membri ai staff-ului electoral sau membrii de partid urcând și coborând scările de mai multe ori. Însuși Ion Ceban a intrat și a ieșit din clădire vădit agitat de mai multe ori. Se fumează intens la balcon. Prin urmare, putem concluziona că agitația se simte aici. Deci, noi, din câte am înțeles, în 10 minute Ion Ceban va susține un briefing de presă. Noi, obligatoriu, îl vom urmări și îl vom da direct în live. Felice, te rog frumos să rămâi acolo și să ne anunți despre ultimele informații care au loc acum în sediul PSRM. Domnul Comiskey, eu v-am întrerupt și v-am întrebat. Deci, s-a creat o stare în societate, precum că Partidul Democrat controlează absolut tot. Dar iată, vedem deja al doilea tur în Chișinău, din tâi a fost Belțul, care arată cu totul altceva. Despre ce aceasta vorbești? Și desigur, sincerele mele felicitări domnului primar general. Eu cred că această victorie a fost una foarte și foarte importantă, dar acum eu cred că următoarea... Deci deja l-a anunțat primar general. Eu cred că da, eu cred că nimic nu se va schimba, dar eu cred că următorul an de zile va fi unul foarte dificil. Adică, fără doar și poate, asta nu va fi, știți așa, o plimbare prin Parcul Central. Și eu cred că, adică această întrebare cum va funcționa coabitare cu guvernul la nivel central, rămâne deschisă și acest lucru urmează să fie stabilit. Eu cred că această întrebare va fi una
una destul de importantă. Pentru domnule Stasiu, dumneavoastră foarte des vorbiți personal despre Vlad Plahotniuc. Cum credeți liderul Partidului Democrat acum, cum se simte văzând aceste rezultate? Natalia, eu nu vorbesc despre acest individ, acest om, ca despre persoană. Ca persoană nu mă interesează. Despre el, de el ar trebui să se preocupe procurorii, ar trebui să se preocupe. Eu vorbesc despre un regim. În permanență am vorbit despre un regim. În momentul în care noi cu toții, dar absolut cu toată societatea, l-am deconspirat acest regim, regim că nu este doar fals pro-european, da? Și am văzut că el, de fapt, are încrengături în toate zonele și în ultima perioadă de timp s-a înrădăcinat și mai mult și mai mult în zona partidului lui Dodon, atunci am spus binomul Plahotniuc-Dodon. Nu am niciun fel de preocupare față de persoana Plahotniuc. Am o preocupare aparte față de un regim care batjucorește această țară. Și rezultatul de astăzi, de care vorbim cu toții și parcă ne bucurăm cu toată lumea, este un prim pas important, s-au făcut și alții, dar la nivelul alegerilor, la nivelul scrutinilor electorale, nu prea am avut asemenea victorii. Iată, ăsta este un prim pas în a elibera această țară de oligarhie, a elibera această țară de dictatură, dacă vreți, de dictatura unor oameni primitivi care au încurcat lucrurile. Au încurcat că oamenii ăștia tot au dreptul la o viață bună, acasă, cu copiii, cu soțiile, cu soții, cu părinții și nu să-i alunge peste hotare. 56%, bă, îți spune ceva cifra asta, 56% din populația țării în momentul de față este gata să-și ia valizele și să plece. Și acest binom sau acest om, dacă vreți neapărat să vorbim despre un om, are totul la dispoziție, toate instituțiile statului, fluxurile financiare, are șori, are dodoni, are tot ce-i trebuie, totul absolut. Ar trebui pur și simplu un lucru, să dea libertate procurorului, să dea libertate justiției, să dea libertate instituțiilor și el ar fi bine să se pună și el la îndemână acestor instituții să-și demonstreze nevinovăție. Cum el, în calitate de președinte de partid, care, cum spuneți dumneavoastră, controlează totul, se simte acum după ce a pierdut deja al doilea cel mai mare oraș din Republica Moldova? Nu știu. Știu cum s-a simțit, s-a simțit în primul tur. Iată, știu cum s-a simțit. Cum? Da, știți și dumneavoastră, doar ce făcea pe la birou, pe acolo. Eu nu știu. Știi toată lumea. Acum, dar mai puțin mă preocupă sentimentul pe care îl trăiește Plahotniuc. Ceea ce mă preocupă pe mine este sentimentul nostru de demnitate pe care îl trăim. Eu sunt sigur cu... Eu acum, noi vorbim despre Chișinău, despre suburbii. Dumneavoastră nu cunoașteți, poate, cum am fost pe parcursul zilei telefonat astăzi din diasporă, cum am fost sunat de la Glodeni, de la Dondușeni, de la Cahul, de la Comrat, de la ultimul sătuc Din țara asta, care își puneau speranța în această victorie. Pe mine asta mă preocupă. Ce face Plahotniuc în momentul de față sau ce face Dodon? Iată, văd că sunt într-o mică întârziere. Mai puțin mă preocupă. Mă interesează ce vom face noi de mâine încolo. Și noi avem multe de făcut. Da, domnul Stasiu, nu pur și simplu vă întreb. Dumneavoastră știți foarte bine că loviturile, să zicem așa, din partea Partidului Democrat întotdeauna vineau după ce Partidul Democrat pierdea o partidă, ei cumva se regrupau și vineau cu o anumită replică. Deci sunteți convins că veți face față la orice fel de... Da, pentru că nu fac compromis cu mafia. Pentru că nu fac compromis cu cei care și-au bătut joc de țara asta. Marele nenoroc al nostru, și aici mă întrebați pe mine de starea mea de spirit, pentru că eu știu că această nație, această țară, această societate a trecut prin foarte multe dezamăgiri. După anumite victorii muncite din greu, și au muncit nu numai niște lideri politici, au muncit tinerii care s-au jertfit la 7 aprilie, au muncit generațiile noastre anterioare care și-au vrut libertatea și după asta au fost foarte, foarte multe dezamăgiri. Marea noastră problemă a fost că mulți din acești lideri intrau în tot felul de compromisuri pecuniare, de interese, de perspectivă politică, de perspectivă geopolitică, de tot felul, cu mafia nu intre în niciun fel de joc. Cu napiorsnicul. Poate nu înțelege cineva ce înseamnă a juca alba neagră.
Când intri să joci cu cel care joacă alba-neagră, intri să joci, ești pierdant. Dar în spatele nostru nu suntem noi niște grupuri, niște echipe. În spatele nostru este țara. Iată de ce cu mafia nu avem dreptul să facem compromisuri. Trebuie să facem tot posibil ca lumea bună, forțele bune să se unească, să se consolideze, să apeleze la lumea civilizată, să apeleze la expertiza lumii civilizate, la expertiza unor oameni de mare valoare din România, din Europa, astfel încât să-i terminăm odată, politic vorbind, sigur, să nu se interpreteze greșit, să-i scoatem în afară, să-i dăm pe mâna procurorilor onești, integri, de ce nu unul european, să-i dăm pe mâna unor justiții corecte care se ocupe și de libertatea lor, și de banii ilicit dobândiți, și să-i aducem înapoi. Pentru că miliardele furate, nu noi trebuie să le întoarcem, trebuie să le întoarcă cei care le-au furat. Și astăzi ne fac concerte. Ați văzut dumneavoastră cum ne-au făcut un concert de zile mari. Eu când auzeam cum oamenii se spunea, domnule, dar au făcut pe parcursul întregii zile, la Orhei acolo, concerte. Poftim? Bine. Concerte, stai puțin, dar nu, cât o străim din concerte? Mai e timpul să mai trăim și din demnitate și din adevăr. Poate dacă partidul nostru avea bani, organiza și el concerte. Niciodată, nu, ar trebui, concertele trebuie organizate, unul, din Ministerul Culturii, de comunitățile noastre atunci când e vorba de un hram, de un praznic, de altceva, și de ce nu? Oamenii de afaceri, dacă au bani, să organizeze concerte, manifestații și așa mai departe. Dumneavoastră, mâine mergeți prima dată la primărie. Mâine, presupun. Nu știu că mâine, probabil. După validare. După ce prima zi de muncă a dumneavoastră la primărie, cum se va începe? Vopsiți pereții în cabinetul lui Chertoacă și Silvera? Sunt serios. Eu nu i-am vopsit o perioadă de timp la birou aici când am venit. Sigur că am făcut și reparații după asta. Ați văzut cum... Deci am întreținut 30 de ani de zile. Publicația Glasul Națiunii a întreținut un spațiu foarte bine ca în campanie electorală cineva să ne reproșeze că acel spațiu a fost întreținut. Dar, ce știți, faceți prima zi? Nu pornesc de la cosmetică. Nu de cosmetică este vorba în momentul de față. Avem nevoie să ne ocupăm de lucruri mult mai importante decât a da cu var în orice limba. Când am putea să așteptăm să fie prezentată echipa dumneavoastră? N-aș putea să vă dau un termen exact. Zic să așteptăm validarea, iar după asta, da, bine, în acest timp să nu credeți că voi sta și voi aștepta, sigur că vom discuta, principiile, criteriile, vi le-am spus, din ce zonă vor veni acești membri ai echipei mele, sau vin acești membri ai echipei mele, v-am spus, așa că puțină răbdare și vom avea cu toții. Credeți-mă, voi ține cont de criterii întâi de toate, și apoi de nume, de... Eu doar vreau să atrag atenția asupra unui aspect simbolic. Chiar aici, în studio, acum 3 luni, pe 5 martie, ați venit în prima discuție cu telespectatorii după lansarea dumneavoastră în campanie. Țineți minte, pe 5 martie, seara aici cu Natalia... Acum câte date s-au... Da, au trecut iată 3 luni. Eu n-am uitat niciodată a protestelor. Da. Astea sunt importante pentru mine, pentru că... A contat foarte mult, dar 5 martie, dacă spuneți că 5 martie... Era 5 martie, eu vreau să spun cât e de simbolic că rezultatele finale, iată, cu imaginea echipei, le aflați tot aici. Și mersi că ați acceptat această invitație. Doi, eu am desprins din ceea ce a spus 3 mesaje foarte mari. Primul, un mesaj de unitate, de consolidare și că veți fi primarul tuturor. Eu am simțit nevoie să aud acest lucru și mă bucur că ați spus dumneavoastră, fiindcă am auzit cetățeni care s-au lăsat intimidați de anumite teme din campanie care veneau să polarizeze și să mobilizeze o parte din electorat. Este foarte important. Doi, am auzit un cuvânt de apreciere foarte important la adresa partenerului dumneavoastră, Maia Sandu, care într-adevăr v-a susținut foarte important și cred că este un rezultat de foarte bun augur care l-ați obținut împreună. Și ne prevestește o cooperare bună. Domn Popov, scuze că eu întrerup, dar noi vedem acum care este ambianța din sediul platformei. Da, ei deja v-au declarat câștigător, domnul Anastase. Please, I don't need to find it, why, boy, 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 boy.
Deci colegii dumneavoastră deja v-au declarat primar. Acum sunt procesate 96,73% din buletine numărate. Dumneavoastră aveți 52,04%. Eu cred că deja este clar. Domnule Stasia. Domnule, voi de mai multă liniște. Domnule Stasia, eu din câte cunosc dumneavoastră trebuie... Eu cer scuze, domnule Stasia, totuși sunteți într-un platou televizat, eu vă rog. Eu cred că deja este absolut clar care este rezultatul final acestor alegeri. În scurt timp noi mergem la sediul Partidului Socialiștilor ca să vedem care va fi prima reacție candidatului PSRM Ion Ciuban. În foarte scurt timp noi vom afla acest lucru. Domnule Stasia, în echipă dumneavoastră, eu știu că dumneavoastră ați spus că nu aveți de gând astăzi să o anunțați, noi vom vedea oameni inclusiv din partidele care v-au susținut în această campanie sau în general criteriul partidnic nu va sta la bază? Ca să înțelegem, va fi acolo o echipă platforme, da, echipă PAS, echipă PLDME sau societate civilă, cine se va regăsi? Și cum, în general, aveți de gând să-i convingeți să vină în echipa dumneavoastră când noi, acum câteva zile, în acest platou, am discutat împreună cu dumneavoastră care este salariul unui funcționar începător la primărie. De la 1.800 de lei, 1.700 de lei pe lună începe salariul unui funcționar începător. Cum aveți de gând să-i convingeți pe profesioniști să vină în echipa dumneavoastră? Este foarte importantă această precizare a dumneavoastră de final. Foarte important. Se aude și la televizor? Da, oamenii vă aud. Deci, în paralel, oamenii aud și atmosfera din partea dumneavoastră. Puteți vorbi. Sobrietatea dumneavoastră și euforia din staful dumneavoastră? Oamenii ăștia vor continua mâini și eu mă bucur pentru bucuria lor. Ar fi nedrept din partea mea dacă eu aș zice să nu se bucure sau nu m-aș bucura împreună cu ei. Cu tot dragul, oamenii ăștia merită nu doar atâta bucurie, oamenii ăștia merită respectul dar meu. Dar după euforie vine munca asiduă, cu salariile de la 1.700 de lei. Cum îi convingeți pe profesioniști pe care noi vedem? Unii dintre ei sunt din mediul de afaceri. Cum îi convingeți să vină la primărie? Domnul Stasi, da, iată un slogan al lui Obama, dacă vă amintiți, da, se poate. Da, da sau exact. Noi da, putem. Yes, da, ia, da, uite. Acum, numai că nu știu dacă se aud colegii mei sau mă aud eu. Vă auziți și dumneavoastră puteți deci vorbi. Mă bucur această precizare a dumneavoastră legat de salarii, legat de onorarele pe care trebuie să le primească niște oameni care muncesc acolo. Adesea cu demnitate, cu dăruire de sine. Sigur că va fi foarte și foarte complicat să atragi oameni de calitate să muncească cu aceste salarii. Va fi complicat, dar nu imposibil, pentru că atunci când îți dorești schimbarea lucrurilor în bine, o poți face doar prin dedicație. Și am spus-o și nu am să renunț la acest crez al meu, atunci când te implici în calitate de demnitar public, trebuie să te mulțumești ca o parte din onorariu să constea anume în faptul că ai onoarea de a-ți reprezenta comunitatea, de a-ți reprezenta țara, de a-ți reprezenta oamenii. Și apoi, acea remunerare e adevărat, domnule care... Stasi, dar totuși de trăit cu salariul de 3-4.000 de lei este imposibil. Dar în același timp deci, știu că nu este... Eu vreau să întreb aici pe domnul Kulminski, pentru că el cunoaște foarte bine cum asta s-a întâmplat și în alte țări. E posibil, de exemplu, dacă vine o echipă de profesioniști, să zicem, în primărie, să fie atrasă altfel de fonduri, nu doar bugetarea? Da, doar că partenerii externi trebuie să aibă o încredere fermă în această echipă și în capacitatea acestei echipe de a efectua schimbări. Și, adică eu am auzit de foarte multe ori din partenerii noștri externi, inclusiv din cei de la Uniunea Europeană, că dacă Republica Moldova se va apuca foarte serios de reforme, și nu așa doar cosmetic cum se întâmplă acum, atunci sunt foarte multe fonduri care pot veni în Republica Moldova, în foarte scurt timp. Doar că, adică, dacă asta, într-adevăr, va fi un fel de mișcare națională care va schimba mersul lucrurilor în țară reforme serioase vor începe, atunci da, eu cred că acest lucru ar fi posibil. Noi cunoaștem, de exemplu, despre faptul că Fundația Soros a ajutat primul an echipului să cașeze. Doar că asta nu poate fi o soluție permanentă. Sigur. Adică este una temporară și atunci trebuie să fie mobilizate toate resursele interne pentru a fi în stare. Asta s-a întâmplat în Georgia, de fapt. Anume acest lucru s-a întâmplat acolo, pentru că atunci, acum, la etapa actuală, un funcționar în Georgia primește cam 1.500-2.000 de dolari pe lună, ceea ce este foarte bine. Dar un
un funcționar, un funcționar la nivel mai înalt poate primi chiar și 3-4 mii de dolari pe lună. Ceea ce este un salariu foarte mult. Din bugetul statului, exact. Domnul Stasi, dumneavoastră ați spus inclusiv în acest platou pe data de 5 martie, ați făcut o promisiune publică spunând că dumneavoastră nu veți pleca din primărie după alegerile parlamentare. Deci n-ați exclus că veți candida pe listă, dar ați spus că veți rămâne la primărie. Da. Vă rămâneți ferm pe poziție, rămâneți în primărie. Atunci vă întreb, dumneavoastră veți candida a doua oară la anul 2019 sau e posibil ca altcineva din echipă dumneavoastră să candideze la următorul mandat, dar dumneavoastră să vă ocupați de partid? Stați puțin, eu nici nu mi-am început mandatul și dumneavoastră mă întrebați de alte mandate. Haideți să vedem cât de mult reușim și eu sper să reușim foarte, foarte mult astfel încât proiectele începute în acest mandat de un an de zile să le putem duce cât mai departe. Și sigur că da, dacă... Eu cer scuze că vă întrerup, avem acum briefing în direct cu Ion Ceban. Înainte de intrat dumneavoastră în briefing cu Ceban, pot eu să plec către... Da, eu mulțumesc foarte mult, domnule Stase, că ați fost cu noi, că ați oferit atâta timp pentru noi. Acum noi mergem în direct la Silviu Peserimea. Un mesaj de final am vrut, dar... Dacă e posibil, 10 secunde doar, ca să auzim ce spune domnul Ceban. 10 secunde. Da. Doar atât, mulțumesc tuturor pentru sprijin, mulțumesc foarte mult celor care au ieșit la vot, indiferent cu cine au votat, să aveți încrederea că voi fi primarul tuturor, al tuturor chișinăvenilor și a locuitorilor suburbilor. Vă mulțumim, domnule Stasi, mergem la sediul PSRM, vă rog. Pentru că au votat, vreau să răspund un mare mulțumesc tuturor colegilor mei care mi-au fost alături, au fost foarte mulți, am făcut o campanie bună, eu cred că, și... Cred că, așa, cum am zis anterior, Măria Sa Alegătorul decide în Chișinău. Vreau să mulțumesc mult familiei mele care a fost alături în această perioadă și a răbdat mult plecările de dimineață și venirile foarte târziu acasă. Vreau să mulțumesc soției mele și probabil că acum vom avea mai mult timp împreună cu copiii și soția să petrecem împreună. Vreau să spun următorul lucru. Probabil că totuși și în acest caz votul a fost mai mult politic și geopolitic. Iar în Chișinău sunt probleme reale, probleme care trebuie de rezolvat zi cu zi. Eu vreau să-l felicit pe Andrei Năstase cu această victorie și să-i doresc succes în implementarea programului pe care și l-a propus la primărie. Vreau să vă zic că eu voi rămâne alături de chișinăuieni, voi fi în continuare în Consiliul Municipal Chișinău, și suntem gata să discutăm, să vedem, să susținem orice proiect cu caracter economic și social, așa cum am făcut-o până acum. Mai departe, vreau să-i zic domnului Năstase că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi. Și urmează să vedem cum se vor schimba lucrurile în Chișinău în următoarea perioadă. Mai mult decât atât, nu exclud că peste un an de zile ne vom revedea la următoarele alegeri. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru faptul că ați fost alături, ați monitorizat această campanie și vă spun o seară frumoasă și felicitări tuturor chișinăuienilor cu alegerea unui nou primar general al capitalei. Adică participați la următoarele alegeri? Am zis că nu exclud. Vă doriți? O să vedem, discutăm împreună, vedem cum decurg lucrurile în Chișinău. Haideți să facem în felul următor. Eu am zis că, da, au fost unele poate nereguli, dar în acest sens vreau să dăm dovadă de maturitate și să spun următorul lucru, că noi recunoaștem alegerile, în pofida tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, în pofida faptului că, deși noi am fost acuzați de nu știu care tot felul de lucruri, vedem că totuși până la urmă guvernarea și restul s-au aliat cu cei care au învins în această alegere. Eu le doresc... Ce să fiu dezamăgit? Este o alegere a chișinăuienilor. Nu pot să fiu dezamăgit sau împlinit. Am făcut o campanie bună, cred că ne-am axat pe soluțiile reale pe care le are Chișinău. Urmează să le rezolve următorul primar. Noul primar. Și sau cum vă explicați acest vot? Dacă vedeți, eu până la urmă e o luptă și un rezultat foarte aproape unul de altul, nu este foarte mare această diferență de vot. Puteți cataloga cum doriți, dar
Eu am zis, eu le mulțumesc tuturor chișinăuienilor pentru participare și le mulțumesc în primul rând celor care m-au susținut. Și zic că o să lucrez în continuare pentru a apăra interesele lor. Eu am fost deschis toată această campanie, dacă este nevoie de sfatul meu, nicio problemă. Mariu, cu mare plăcere. Și încă o întrebare. În campania electorală spuneați că dacă învinge suntem pe partea de viceprimar, dacă oferta vine din partea domnului Năstase, sunteți de acord să fiți viceprimar? Haideți să vedem ce propune domnul Năstase. Dar dumneavoastră ați accepta? N-am zis, o să discutăm timp. Nu vreau să dau acum aprecieri ce o să fac în următoarea perioadă. Am zis că rămân alături de chișinăuieni, la Consiliul Municipal, sigur. Atât? Care va fi strategia mai departe? Va fi de opoziție sau de colaborare? Am zis-o în repetate rânduri. Toate proiectele bune vor fi susținute. Iar ceea ce nu este bine pentru Chișinău, sigur că nu vom susține. Mâine la primărie, în personală? Urmează să fie validate toate aceste lucruri și eu cred că o durează 2-3 zile, nu? Chiar de mâine. Dar care e atmosfera de sus? Sau v-ați baricadat așa? De cine am baricadat? Să știm cum a reacționat. Am lucrat toată lumea, am așteptat aceste rezultate, am fost la legătură cu toți colegii noștri care sunt în sectoare, care sunt la secțiile de votare, am așteptat aceste rezultate, iată care sunt, îl felicităm pe doamna Năstase și dorim succes. Atât. Vă spun o seară frumoasă și numai bine seara. La revedere. Acesta a fost Ion Ciban din sediul PSRM. Candidatul PSRM l-a felicitat direct la briefingul de presă pe candidatul platformei Da PAS și pe Demia Andrei Năstase, spunând că capitala noastră are deja oficial primar general. Ceea ce a fost un lucru foarte colegial, ceea ce a fost un lucru foarte bun, noi îl analizăm imediat după ce revenim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Noi revenim în platou, continuăm să discutăm rezultatele preliminare ale alegerilor din municipiul Chișinău cu Vlad Kolminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, și Andrei Popov, președintele aceluiași institut. Noastră ați văzut briefingul de presă al domnului Ciban, ați remarcat că acesta l-a felicitat pe Andrei Năstase. Ce înseamnă acest rezultat pentru Partidul Socialiștilor în contextul alegerilor parlamentare din toamnă, domnule Kolminski? Eu am auzit o anumită doză de, nu știu, ironie în vocea domnului Ciban când el a zis eu aș vrea să-l felicit pe domnul Năstase, pentru că parcă asta a fost o invitație în iad. Și foarte interesant, desigur, ce se va întâmpla imediat după ce domnul Năstase va deveni primar general, pentru că acolo atmosfera de lucru în primărie va fi una departe de a fi prielnică pentru atingerea rezultatelor. Pentru că el va avea un guvern ostil și un consiliu municipal ostil, etc. Și cum se rezolvă? O administrație deja instalată de Silvia Radu. Și deja administrația care a fost instalată de Silvia Radu și șef de direcții, care toți sunt loiali Partidului Democrat și va fi o coabitare foarte și foarte dificilă, de fapt. Dar pentru Partidul Socialiștilor, eu cred că această înfrângere este una neașteptată. Eu cred că... Neașteptată. Da, eu cred că Partidul Socialiștilor erau aproape siguri că ei au câștigat primăria. Cred că și din punct de vedere a alegerilor parlamentare, asta tot ar însemna anumite consecințe. Pentru că faptul că ei nu au reușit să câștige Chișinău, ar putea însemna și un scor mai mic în cadrul alegerilor parlamentare. Pentru că, desigur, că acest lucru va fi utilizat pe deplin de către forțele de centru-dreaptă, care vor încerca să-și mobilizeze electoratul în orice măsură posibilă. Acum noi vedem ce se întâmplă în fața sediului Partidului Platformă Demnitate și Adevăr, unde se adună susținătorii partidului. În curând vom avea legătură cu colegul nostru, Sergiu Niculiță, care ne va povesti câte lume s-a adunat în fața sediului și dacă e vorba doar de membri PPDA sau deja sunt și reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și PLDM.
Da, oamenii erau în clădire, acum ei au ieșit afară ca să sărbătorească victoria. La ora actuală sunt procesate 98,04% din procesele verbale, 300 din 306 de procese verbale din municipiul Chișinău. Andrei Năstase are 52,16%. Ion Ciban 47,84%. Andrei, vreau să te întreb și pe tine, ce înseamnă acest rezultat pentru Partidul Socialiștilor în contextul alegerilor? Cu Vlad, suntem de același institut, dar acest avem... nu înseamnă că aveți același punct de vedere. Exact. Eu n-am simțit la socialiști siguranța că vor câștiga. Ei aveau siguranță că au avut o campanie tehnologic mai disciplinată și au stors maximum prin campanii, prin trucuri, prin găselnițe, invitații la dezbateri, faptul că l-au strânturat într-un mod explicativ, justificativ pe Andrei Năstase cu acuzații. Și Andrei Năstase nu prea a avut timp în aceste justificări să-și prezinte programul, viziunea și așa mai departe. Dar eu cred că dacă ne uităm la rezultatele primului tur și diferența de 8% dintre Ion Ceban și Andrei Năstase și le translatăm pe alegeri parlamentare sistemul mix într-un singur vot și descompunem cum s-a votat pe la Ciocană, la Botanică și pe circumscripții, din acele 11 circumscripții electorale, în nouă, candidatul socialiștilor, Ion Ceban, dacă ar fi fost el, câștiga din primul tur, deci 9 mandate din 11 pentru parlamentare în sistemul mixt. E destul de serios. Sigur, este o veste neplăcută pentru partid, pentru Ion Ceban în particular, o victorie pentru prima dată, recuperarea Chișinăului de stânga ar fi fost capitalizată de ei, dar ar fi fost capitalizată și de Partidul Democrat, care ar fi arătat tuturor încă o dată, uitați-vă, vine urgia rusească, trebuie să ne mobilizăm, să uităm de discuții despre corupție, stat capturat, sistemul justiției controlat, da, și să ne mobilizăm în jurul nostru, să apărăm măcar la legi parlamentare, să nu permitem socialiștilor să capitalizeze victoria. Principalul câștigător, sigur, este partida pro-europeană antisistem, care, iată, pentru prima dată, în ultimii ani de zile, a reportat o victorie palpabilă. Întâi primul tur, iar acum turul 2. Turul 2 a fost mai mult un vot geopolitic, deci dreapta pro-europeană a câștigat față de stângă prorusească sau totuși aceasta a fost o victorie antisistem? A fost vorba despre un vot antisistem, anti-actuală guvernare? Eu cred că a fost un vot antisistem, anti-actuală guvernare, a fost un vot de protest. Asta, de fapt, este o moțiune de cenzură pentru guvernatul actual, într-un fel. Pentru că și Partidul Socialiștilor și forțele de centru-stânga se prezentau ca antisistem. Și noi putem să presupunem că nemulțumirea oamenilor cu starea actuală a lucrurilor este la un nivel foarte și foarte înalt. Noi știm cu toții că nivelul de încredere în instituțiile de stat este la un nivel minim istoric și cred că această nemulțumire a jucat un rol foarte important și cred că în aceste alegeri partidul care a pierdut aceste alegeri este Partidul Democrat. Eu aș vrea să revin la o altă întrebare foarte importantă. Referind la Partidul Socialiștilor, noi știm și înțelegem foarte bine că Partidul Socialiștilor se menține ca forța dominantă pe segmentul de centru stânga datorită faptului că acestui partid au fost create toate condițiile propice și alte forțe, de fapt, au fost subminate. Adică guvernarea a creat așa condiții pentru Partidul Socialiștilor, că alte forțe pe acest segment pur și simplu nu apar. Și eu cred acum dinamica poate să schimbe, pentru că acum și alte forțe de centru stânga pot apărea, pentru că deja ei vor simți că lucrurile adică se mișcă într-o altă direcție. Deja îl scoateți din această ecuație? Nu, asta poate fi partidul nostru, asta poate fi și aripa mai radicală, cum se spune, a partidului comuniștilor. Care de fapt aceasta și sunt, o aripă multe... chiar din Partidul Socialiștilor, de exemplu, nemulțumită de ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. Desigur, pentru că această înfrângere, adică ea nu va fi uitată sau nu va fi trecută
în vedere, pentru că ea ar însemna niște consecințe foarte importante. Și un alt lucru important este că noi toți am văzut ce s-a întâmplat în Federația Rusă, la Moscova, și Moscova poate să-și revizuiască strategia și susținerea vis-a-vis de domnul Dodon personal și Partidul Socialiștilor. Și aici sunt posibile mișcări. Dar adică... vorbind de stânga și de factori interni, eu mi-aduc aminte că acum 2 ani după al doilea tur al alegerilor prezidențiale, am avut un mesaj, un apel către Renata Usatăi, un mare reproș. Și am spus, domnul Usatăi, victoria domnului Dodon se datorează în mare parte de susținerii pe care ați dat-o. Și spuneam atunci că dacă 2% ar fi votat altfel, rezultatul era diferit. Diferența între Andrei Năstase și Ion Ceban este de 4%. Deci dacă 2,5% votau altfel, câștiga Ion Ceban. Și cred că trebuie de remarcat că de data aceasta Renata Usatăi și nimeni din partidul său n-a suflat un cuvânt în susținerea lui Igor Dodon, dar de fapt au alimentat campania că el este încărdășit cu Vlad Plahotniuc și cred că mesajele lui au fost mult mai convingătoare sau mai convingătoare pentru votanții de stânga decât orice acuzații care veneau din partea oponenților de dreapta. Și acest factor cred că trebuie luat în considerare și eu cred că, într-adevăr, sunt potențialul pe stânga nu este valorificat de alte forțe și am putea să asistăm la anumite reconfigurări. Eu revin la întrebarea mea pe care am pus-o și atunci când deja actualul primar general Andrei Năstase a fost prezent în acest platou. Este această oare victoria de astăzi a dreptei, victoria partidului nostru la Bălți, un semnal că începe sfârșitul erei dominației Partidului Democrat sau e mult prea devreme să spunem Eu cred că este mult prea devreme pentru că Partidul Democrat nu va ceda așa pur și simplu. Este absolut clar pentru mine, dar ceea ce eu pot să vă zic este că în politica Republicii Moldova începe perioada de turbulență maximă, fără doar și poate, înainte de alegerile parlamentare și posibil după aceste alegeri. Și eu totuși sper că până la urmă această perioadă de turbulență maximă se va solda cu venirea la putere a unui guvern care reprezintă cetățenii Republicii Moldova. Pentru că acest lucru ne lipsește cu desăvârșire. Dar această turbulență ce ar însemna potrivit dumneavoastră, domnule Kolminski? Ne putem aștepta la o anumită regrupare a puterii, la o schimbare a strategiei? Puterea va deveni, nu știu, mai dură? Se vor simți mai presați oponenții puterii? Sau invers, puterea va înțelege că acum e timpul când se schimbă direcția și ar trebui cumva să arate cel puțin un sprijin al dreptii pro-europene. Deci, la ce dumneavoastră vă așteptați? Totuși, sunteți un cunoscător foarte bun al strategiilor politice. Doamna Natalia, toate cele menționate de către dumneavoastră, eu mă tem că asta va fi o perioadă destul de haotică. Eu cred că puterea, ca răspuns la această înfrângere, o să fie ceea ce se numește zacrucivanie gaiac. Zacrucivanie gaiac. Eu cred că asta se va întâmpla, pentru că asta este singurul răspuns cu care puterea până acum a venit la asemenea provocări și eu cred că asta va fi răspunsul ei. Din cealaltă parte, noi vom asista la o regrupare a forțelor de centru-dreaptă și aceste forțe vor deveni mult mai puternice. Și eu cred că și partenerii externi vor revizui, adică partenerii aici în interiorul Republicii Moldova, cu cine ei vor colabora și cine va beneficia de susținerea din partea acestor parteneri. Nu doar din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene, dar și din partea Federației. Noi vedem că în fața sediului platformei, da, deja se bea șampanie. Acum am văzut... A început campania electorală parlamentară. Da, e firească reacția oamenilor care au visat pe noi judecăm, noi condamnăm, este clar, ei au muncit întreaga campanie și au tot dreptul. Nu sunt că biție în fața sediului PPD. Eu cred că același lucru s-ar fi întâmplat și în fața sediului Partidului Socialiștilor, în cazul în care rezultatele alegerilor arăta. Uitați-vă, Natalia, eu preiau ceea ce a spus colegul și prietenul Vlad. Pentru Partidul Democrat este victoria lui Năstase veste proastă pe 4 direcții. Primul, deci 2 ani de zile, PD-ul transmitea în societate mesajul: oameni, resemnați-vă, totul e aranjat, colaborați cu noi, ori dați-vă la o parte, nu mai hotărâți nimic. Și într-adevăr, protestele n-au schimbat, alegerile prezidențiale n-au schimbat, votul mix n-a putut fi zădărnicit și iată, este o primă concluzie și o veste proastă. Oamenii văd, se poate, pârghiile, media, banii, resursele nu rezolvă totul.
poți face și fără mulți bani, fără dominație resurse. Al doilea mesaj, rost pentru PD, este în raporturile cu partenerii externi. PD-ul acum se poziționa ca singura forță care controlează situația și poate să oprească venirea socialiștilor și Victoria Luceban. Care, într-un fel, deținea monopol pe segmentul pro-european. Victoria Luceban i-ar fi ajutat. Și poate cineva la Washington și la București, poate și la Bruxelles, a închis ochii pe modificarea sistemului mixt, fiindcă PD-ul spunea, asta e singura modalitate să-i oprim. Dar iată, am văzut că rezultatele primului tur arată că calculele lor sunt departe de a fi precise. Nu-i totul prearanjat cu sistemul electoral și matematic pare să avantajeze chiar și socialiștii. Uite, o spun pentru prima dată. Și atunci rezonul, logica de ce trebuie să sunuți în PD-ul nu e atât de clar. Apare o alternativă. Oamenii nu doar în interior cred în șansă perspectiva forțelor de dreapta, care, iată, s-au rodat împreună. Maia Sandu și Năstasia, am văzut, au lucrat și staff-urile lor împreună. Și deci este o alternativă pe dreapta. Și al treilea mesaj, foarte important. Această putere, această verticală informală de putere condusă de coordonator, se ține în mare parte pe percepția celor care asigură această verticală la diferite nivele. Că șeful controlează totul, șeful rezolvă totul, șeful este în control, de aceea disciplină maximă și încredere. Nu știm cum, dar șeful va reuși. Iată rezultatele primul tur, neintrarea Silviei Radu în turul 2. Rezultatele de astăzi, victoria lui Andrei Năstase, transmite un alt mesaj. Nu este chiar totul sub control. Și în acest mediu s-ar putea ca mulți oameni din jur, care până în prezent executau anumite sarcini, orbește, să se gândească. Dar ce ne facem? Dar poate dacă... e timpul de regrupat? Poate e timpul de gândit niște strategii de exit sau cel puțin să deservim fără atâta zel. Deci este o breșă importantă, o crăpătură serioasă în acest edificiu al verticalei putere informale. Eu cred că acest edificiu este de fapt făcut, nu este făcut de beton, dar toată lumea acolo este strâns legată unul de altul și eu mă tem că asta va fi un fel de luptă pe viață și moarte. Dar eu cred că, să rezumăm, un lucru foarte important este că rezultatul de astăzi este inclusiv, a venit ca un fel de răspuns din partea oamenilor la ceea ce se întâmpla în politica Republicii Moldova în ultimii 2-3 ani de zile. Această politică de presiuni, această politică de persecutări, politică de zacrucivanie gaic, adică tot ce se producea nefast în politica Republicii Moldova, acum a ieșit această cale de ieșire, cale de protest, într-o anumită măsură. Și cred că această tendință va deveni una mai pronunțată. Colega mea, Mariana Raț, directorul nostru de știri, a scris acum nu de mult pe Facebook. Numai mie mi se pare ciudat turul 2 de scrutin, pardon de întrebare nepotrivită, nicio pretenție la rezultatele alegerilor, dar nu știu cum așa a fost cu liniște în timp ce ne așteptam la furtuni. Sau ele abia urmează. Noi discutam inclusiv cu dumneavoastră, domnule Kulminski, că mulți nu s-au așteptat la acest rezultat și la faptul că, de exemplu, socialiștii au recunoscut rezultatele alegerilor, au recunoscut victoria lui Andrei Năstase așa de repede. Asta nu vă pare ciudat? Nu aș vrea să încep, da, adică dacă noi am fi vrut să creăm o teorie conspirologică aici în studio, noi am fi zis că probabil că strategii Partidului Democrat special i-a permis domnului Năstase să câștige aceste alegeri, ca el să intre în această mlaștină la primărie și cam să-și încheie cariera politică acolo, pentru că nu va avea, adică, cooperare din partea guvernului central, din partea primăriei, etc. Dar noi putem să creăm multe teorii. Dar eu cred că, până la urmă, totuși, ceea ce s-a întâmplat este, aer curat aer. În scena aer politică. Aer proaspăt, care de fapt schimbă multe, multe lucruri. Și eu nu cred că Partidul Democrat a așteptat sau a prognozat sau activ a promovat anume acest rezultat. Domnul Popov, dumneavoastră ați vorbit despre strategia partidului nostru în această campanie. Iată, liderul partidului nostru, Nata Усатый, a scris acum nu de mult pe Facebook. Выборы в Кишиневе и Бельцах показали, что базовой потребностью в Молдове является потребность
потребность в справедливости. Именно ее отсутствие порождает все остальные проблемы. Граждане устали от лжи и беспредела демократов и их «карманных социалистов», в кавычках. Когда я несколько месяцев назад подал в отставку, чтобы спровоцировать досрочные местные выборы, я рассчитывал именно на такой результат. Крупнейшие города отвесили звонкую пощечину этому осточерчевшему и бездарному правлению. Люди в Молдове хотят поменять все. Аста, если позиция причинила партию Ностру. Dacă nu dimisiona el, dacă nu dimisiona Chertoacă și ele oarecum s-au întâmplat consecutiv, n-am fi asistat la acea... Andrei, cer scuze că te rog, dar prin comparație, n-am văzut cum care este atmosfera în fața partidului platforma. Da, toată presa a fost cerută, rugată să iasă din sediul PSRM, a fost invitată să plece. Iată, noi vedem deja... Nu, ei se pleacă acasă și se mai stă în sediu. Trebuie să închidă sediu și gata pe astăzi. Sărbătoresc cei care câștigă, așa e regula politicii. Asta e, deci, nu e, poate e timpul de analizat de ce loc de victorie așa e așa un rezultat. Știți, dacă noi terminăm emisiunea și domnul Culminski vrea să mai stea, tot îl rugați cu Popov să plece. Nu, asta este. Sau vreți să stăm? Da? Vreți să stăm? Haideți să demonstrăm. Eu doresc să stați, noi așteptăm în scurt timp briefing. Va fi briefing comun? Da, din cât eu cunosc, trebuie să aibă loc briefing comun, eu aș vrea să-l analizăm, după care... Și plus la aceasta, totuși așteptăm. Haideți să așteptăm rezultatele finale. La ora actuală sunt procesate 99,35% din procesele verbale, 304 din 306, au mai rămas două procese verbale care urmează să fie procesate. Diferența între ei de 12.500, dacă nu văd eu bine, da? Voi acoperiți, regia acoperă 128.669 votat pentru Andrei Năstase, imediat eu voi... 116 pentru de mii, deci, da, mersi. Da, eu deci, atât diferența este de 12.000. 12.000 fac diferență, de fapt, nu 12.000. Dacă 6.500 ar vota altfel, dacă din cei care au votat pentru Andrei Năstase, 6.500 ar fi votat pentru Ion Ciban, rezultatul era altul. Și iată, diferența e de 12.645 de voturi. Ceea ce înseamnă că, încă o dată, dacă 6.350 de voturi asta... ar fi votat nu pentru Năstase, dar pentru Ceban, ar fi câștigat Ceban, nu 12.000, dar jumătate. Acest lucru înseamnă încă un lucru, că probabil Andrei Năstase a reușit să se poziționeze ca o forță antisistem, antioligarhică, mult mai bine decât domnul Ion Ciban, pentru că atunci el probabil totuși ar fi fost asociat mai mult cu guvernul și cu puterea și Andrei Năstase a reușit să creeze această legătură dintre Ion Ciban și Partidul Democrat și puterea. Eu vreau să atrag atenția asupra unui aspect pentru mine foarte important și pentru institutul nostru, că ne ocupăm de consolidarea societății. Asta este o temă de bază. Uitați-vă, Andrei Năstase a ținut să vorbească adresându-se tuturor cetățenilor, chiar aici în studio, și a avut și un mesaj în limba rusă. Eu am monitorizat campania lui Andrei Năstase, nu a avut între cele două ori nicio postare în limba rusă. Mai mult decât atât, am văzut în societate o încercare de a alimenta o stare de isterie. De la cel trebuie uciș, scăpat, regretabil și condamnabil de cineva și de care s-a disociat Andrei Năstase, am vorbit despre asta. De anumite reproșuri cu privire la originea etnică a unor susținători al lui Ion Ciban. S-a pornit o isterie valorificată, sau s-a încercat valorificarea pe segmentul socialiștilor și mulți oameni, în combinație cu susținerea de care acordată lui Andrei Năstase de unii primari din România, au încercat să exploateze din nou, să resusciteze tema polarizării etnice. Că venirea lui Andrei Năstase reprezintă o amenințare. Eu cred că și e bine că Andrei Năstase, chiar în momentul aflării rezultatului, a ținut să răspundă foarte punctual acestor temeri și cred că prin activitatea și mesajele sale va trebui să țină cont, să nu permită din nou în Republica Moldova și în Chișinău resuscitarea temelor învrăjbirii interetnice unor etnii superioare și inferioare, ci să promoveze acel mesaj despre care ne-a vorbit, un mesaj de consolidare.
Это фостул премьер-министру Стурзе, и он уже скрис по Facebook. Че се зик? Браво, Андрей. Виктория це парцин ин ексклюзивитате. Фără супраре латурашелор. Ну, мы пуцин сум браво ше кишина уени. Ну, са власат интимидаць. По скриптум. Обсерв ла București о линиште апасатуаре ин рындурле аналиштелор ин гелемеле, дар ше официалелор ин гелемеле, каре шау дорит дин тот дин адинсул са каштиге танкурели русешт. Нимик парадоксал, доар бизнес. Бизнес де токат бань. О întrebare, о комисия. Ну, домну Сурза десиоре репостери, ел кунос бине, а ича, кан спуне де браво Андрей, Виктория ца парцине на ексклюзивитет, это фалс, домну Сурза. Виктория есть а туторор форцелор, ши инклюзив а Майи Санду ши Пасулы, каре спре деосебире де контрар мултор антиципации негативе, ши был бы ейлор де инчепут, ау демонстрат капачитате де а лукра împreună. Împreună, аста са văzut. Ну сан датураш, ку тот меритул Андрей Настасе, dar este o victorie a tuturor forțelor care au găsit înțelepciunea să se consolideze. Și mai mult decât atât, au avut curajul să o susțină. Exact. De la bun despre început. Despre aceasta vorbim după o scurtă pauză de publicitate. Cred că vom avea legătură și cu Maia Sandu. Nu chiar de la bun început, dar odată ce s-au implicat, cred că pe la mijlocul unui aprilie a fost o implicare hotărâtă și largă, staff comun, mesaje comune, asta a și făcut diferența inclusiv față de sondajele cele. Da, apropo, eu cred că asta se merită de discutat, pentru că e o mare diferență dintre cum ei au mers împreună în campania prezidențială și la începutul acestei campanii pentru primărie și acum la sfârșit. Deci s-a văzut. Da, s-a văzut. Deci, s-a văzut, s-a schimbat, să zicem așa, ambianța dintre ei doi. Despre asta vorbim după o scurtă pauză. Revenim foarte curând, rămâneți cu noi. Continuăm să discutăm rezultatele alegerilor cu Vlad Cominski și Andrei Popov și iată, în pauză ați început... Colegi de același institut întâmplător. Exact, colegi. Noastră sunteți coleg cu noi de aceeași televiziune. Eu la voi nu primesc salariul, Natalia. Eu la voi vin gratuit de 2 ani de zile. Domnule Popov, dacă oamenii care ne urmăresc acum ar ști... Niciun leu n-am primit. Așa că eu sunt coleg cu Vlad Cominski. Dacă noastră ați ști și oamenii care ne urmăresc acum cu ce întârziere primesc salariile angajații de eu nu primesc niciun leu. Ar aprecia efortul depus de către. Asta bine. Este lucrul meu de bază. Am început să discutăm aici despre, este noi în pauză am început să discutăm despre sistemul mix și despre faptul că, virgulă, calculele făcute de către Partidul Democrat atunci când s-a împins acest sistem, se pare că, potrivit dumneavoastră, sunt greșite și ar putea să aibă alt fel de rezultate decât ei se așteaptă. De ce, domnule Popov, vă rog să argumentați? Eu cred că Partidul Democrat nu a trecut la sistemul mix, fiindcă era absolut sigur că este sistemul salvator, dar fiindcă înțelegea că în cadrul vechiului sistem, ei n-au șansă să devină... Nu a avut alte opțiuni. Da. Și asta a fost o soluție de avarie. Știi când, nu, cum să vă expun, când tu ești blocat într-un apartament care arde și ești la etajul 4, tu înțelegi, de rămas acolo tu nu poți, trebuie să sari. Dar vei supraviețui sau nu, e altceva, dar va fi mai bine. Pentru Partidul Democrat, vechiul sistem proporțional alege în bază de liste de partide însemna că ei cu siguranță se plafonează la 15 maxim, cu tot efortul, maxim 20% din voturi, maxim, probabil 15-20 de deputați. Devenind distant a treia forță după socialiști și după Forța Unită Maia Sandu Andrei Năstase. De aceea au și schimbat acest sistem, mizând una pe faptul că acest sistem va lovi foarte mult în opoziția pro-europeană și anti-oligarhică, și aici e valabil, lovește acest sistem cu un turn întâi, dar doi, ei mizeau foarte mult că vor reuși să valorifice avantajul competitiv pe care îl au cu resursele lor, cu primarii lor, cu banii lor în teritoriu, inclusiv prin candidați independenți. Ori, primul tur aici relevant, al alegerilor la Chișinău, în pofida susținerii imense de care s-a bucurat, așa zis, candidat independent Silvia Radu, a demonstrat că orice asociere pe care oamenii o simt cu Partidul Democrat trage foarte mult în jos. Atenție! Totuși Chișinău, ca și Bălțu, sunt centre urbane unde oamenii au acces la multe surse de informare. Și sigur, cei ce nu reușește în Chișinău poate să reușească în localități rurale unde oamenii sunt mai ușor să fie manipulați. Și totuși, eu sunt convins că estimările sociologilor, analiștilor și specialiștilor de PR, tehnologilor politici ai PD-ului au greșit cu un 10%. E o greșeală foarte mare.
Și cred că ei acum vor recalcula. Și deja este o greșeală și nu mai este o marjă de eroare. Ce se întâmplă cu calculul lor pentru alegerile în cele 51 de circumscripții? Și încă ceva. Eu știu că PD-ul, cu mulți parteneri externi, cu americanii în primul rând, au discutat tranșant și strategic, pragmatic. Oameni buni, stai să nu ne ascundem. Sistemul mixt este modalitatea cum noi vom bloca socialiștii și nu le vom permite să ia majoritatea. Ori un observator extern, actorii străini, ar putea să pună niște întrebări. Dragi democrați, voi ne promiteați că reușiți să întoarceți în favoarea voastră sistemul mixt în baza calculelor care vă spuneau că și Silvia Radu câștigă. Nu e chiar așa. Aici este o întrebare destul de foarte interesantă, pentru că când tu încerci să construiești ceva pe manipulare, schimbarea sistemului electoral, când tu nu ai legitimitatea de bază în rândurile populației, tu nu poți să ai un rezultat durabil, de lungă durată. Pur și simplu este imposibil. Și eu cred că problema de bază este că pur și simplu noi trebuie să constatăm că Partidul Democrat și guvernarea actuală, oricând ei n-ar încerca, oricât de mulți bani n-ar investi în chestia aceasta, nu au legitimitatea populară, care rămâne la un nivel destul de jos. Și desigur, de aici deja vine dorința de a schimba sistemul electoral pentru a întoarce această situație în favoarea ta. Anume din această cauză a fost schimbat sistemul electoral, pentru că ca Partidul Democrat să fie pe locul 2 în cadrul alegerilor parlamentare, după Partidul Socialist, și că Partidul Democrat va forma viitorul guvern. Și clar a fost îndepărtat contra forțelor democratice pro-europeni. Și eu nu văd cum această legitimitate politică, legitimitatea de bază în rândurile populației poate fi câștigată de către Partidul Democrat, în special în condițiile actuale. Adică pentru mine acest rezultat a fost unul destul de firesc dacă noi analizăm evoluția politică în Republica Moldova, pentru că n-ai cum, și eu am să repet acest gând, pentru că el este unul foarte și foarte important, pentru Moldova nu ai cum să creezi așa o conjunctură politică dacă tu nu ai un fundament de bază. Și fundament de bază este voturile oamenilor. În orice democrație, acest lucru se va solda cu un eșec. Anticipând posibile speculații și manipulări care vor veni mâine sau poate chiar noaptea asta, că asta este... Doamne, Partidul Democrat l-a ajutat pe Andrei Năstase. Poate chiar democrație. Eu răspund, strategia lor a fost. Pe lângă trei lucruri care le-am spus. Unu, asta le-am spus, dar mai adaug două. Asta revigorează speranța și arată că rezistența dă rezultate și va ajuta forțele pro-europene de dreapta să ia un rezultat mai bun. Elanul, valorificând acest val în parlamentare. Doi, este un mesaj partenerilor externi. Că PD-ul, de fapt, nu e chiar atât de autoputernic cum se prezintă. Și trei, un mesaj... Eu cer scuze, pentru că e important. Partenerii externi deja au început să-și caute o alternativă și această căutare a început deja de mult, fără doar și poate. Trei mesaj către verticală puterii, oamenii care îl înconjoară și pe care el se bazează în această verticală informală, de fapt, o puterii, că șeful nu controlează totul. Achela pramahnulsă, asta e foarte serios. Dar încă două argumente pe care nu le-am evocat. Unul ține de cele 11 circumscripții în Chișinău. Cine va fi primarul? Cine vor fi viceprimarii? Contează. Deci, blocul Maia Sandu, Andrei Năstase, are deja mai bune șanse la Chișinău. Și un al cincilea argument de ce victoria lui Năstase este o veste proastă pentru PD. Noi am spus că PD-ul urmărește reducerea rezultatului forțelor de dreapta la parlamentare. Și cele 11 circumscripții controlate de primarul Andrei Năstase, în mare parte, nu permite acest lucru. Dar doi, PD-ul nu poate să nu se gândească la ce se întâmplă după alegerile parlamentare. Și problema unor eventuale proteste este una foarte importantă pentru PD. Ori, de persoana primarului și de coloratura și atitudinea lui politică contează foarte mult. Protestele și revoluțiile nu se fac în provincie. Toate se produc în capitală. Faptul că Andrei Năstase și va încerca să extindă controlul și asupra unor segmente în primărie, dar cel puțin faptul că el este primar, va conta foarte mult. Dacă nu era el, forțelor de dreapta le-ar fi fost mult mai greu să organizeze proteste eficiente în caz dacă ar fi hotărât acest lucru după alegeri.
Domnilor, noi deja ne apropiem de finalul emisiunii. Din păcate, noi am încercat să luăm legătură cu doamna Sandă, nu ne-a reușit, dar eu cred că vom afla poziția domniei sale după briefingul comun, care probabil va fi mai târziu, astăzi sau deja mâine. Noi obligatoriu îl vom urmări. Vreau să vă întreb pentru încheiere, de ce ar trebui să se pregătească acum cei din dreapta pro-europeană, pentru că asta arată scurtă noastră istorie. De obicei, puterea își ia ceva timp pentru a analiza un anumit eșec, după care se regrupează și vine cu o replică destul de dură. Și asta a fost nu o singură dată în ultimii 3 ani chiar. La ce ar trebui să se aștepte acum dreapta pro-europeană? Și asta în loc de concluzie. Domnule Popov. Nu, PD-ul are un truc. Când nu poate să învingă ceva, nu mai rezistă, dar încearcă să prezinte ca soluția sa. Și eu cred, posibil, în declarații de mâine de poimâne, salutând Victorul Andrei Năstase, se prezinte, PD-ul să se alăture acestei victorii oarecum post factum, spunând că se bucură foarte mult, îl vor susține pe Năstase, dar de fapt îl vor bloca și vor încerca să demonstreze cu media, așa zisă, incompetența, caracterul irascibil, impulsiv, lipsa de pregătire și așa mai departe. Coruptibilitate și poate, multe așa, chestii. Nu exclud niște greve. Eu nu cred că puterea va coopera cu Andrei Năstase așa cum au ajutat-o pe Silvia Radu sau cum l-ar fi ajutat probabil pe Ion Ciuman. Avantajul este că bugetul, într-adevăr, până la sfârșitul anului este aprobat. Dar în același timp eu trebuie să fac o precizare importantă. Noi deseori spunem Moldova, stat capturat, Plahotniuc controlează totul, mai că totalitarism. Iar că nu-i totalitarism Natalia și Vlad. Nici măcar cred că nu este un sistem autoritar, definitiv, osificat. Noi trăim într-un stat în tranziție în care procesele democratice... Iar și este o teorie conspirologică ca... Nu, eu pot să... Eu cred că noi trăim într-o societate în care de votul oamenilor mai contează. În multe țări nu le voi nominaliza. Rezultatul este cunoscut din timp. Da? Cel care are puterea, el câștigă. Iar cei care se opun lui ajung departe sau la închisoare deseori. Iată că în Republica Moldova, deși sunt procese politice, deși sunt câțiva oameni investigați sau chiar deja fostul prim-ministru la închisoare, dar totuși, oamenii care nu sunt de acord, ei pot schimba. Nu-i totul. Не все схвачено. Și asta este mesajul important. Не все схвачено. Și сопротивление совсем не бесполезно. Dreptatea trebuie să câștige. Puterea trebuie să se bazeze pe legitimitate și pe susținere populară. Care nu există la etapa. Eu, apropo, cerșuți, domnule Kulminski, eu aici vreau încă o dată să reamintesc un exemplu pe care eu îl duceam de mai multe ori în acest platou. Un experiment psihologic care a fost pus în anii 70 în Statele Unite ale Americii, care a fost numit A fost descoperit un fenomen care a fost numit learned helplessness, выученная беспомощность, neputință învățată. A fost pus un experiment pe 2 grupuri de câini. Primul grup de câini a fost ținut în condiții de libertate totală, deci câinii mâncau când vroiau, se alergau cât vroiau, trăiau într-o zonă de confort de asta permanentă. Alt grup de câini de același număr era ținut în condiții extrem de aspre. Orice inițiativă din partea oricărui câine era pedepsită, se apropia de frăfurie cu mâncare, era lovit câinele cu curent electric și așa mai departe. Pe urmă, ambele grupuri au fost amestecate și puse în același valier, iar în gardă a fost tras curent electric. Experimentul a demonstrat că, virgulă, câinii din primul grup foarte repede a înțeles că pentru a evada de aceste condiții de disconfort, de lipsă de libertate, este îndeajuns de sărit peste gard și ei foarte repede au sărit peste gard și au fugit. Câinii din grupul numărul 2 nici măcar n-au încercat. Și acest experiment demonstrează și psihologii explicau, atunci când în societate se înduce permanent prin media, prin diferite metode, senzația aceasta că сопротивляться бесполезно, că oricum понятно, чем все закончится, oricum este tare important de încercat, chiar dacă aceste încercări nu neapărat vor avea drept rezultat victoria, dar eșec după eșec trebuie de continuat de încercat. Și poate aceste rezultate și la Bălți și la Chișinău sunt un fel de încercări când se demonstrează că această сопротивление все-таки полезно.
Votul oamenilor contează și acest lucru este, chiar unul firesc. Dar eu vreau să vă aduc un alt exemplu. Este unul foarte interesant, pentru că a fost un alt experiment tot în anii 70, când au fost luate două grupuri de studenți. Un grup a fost numit prizonieri și celălalt grup a fost numit, nu știu, cei care lucrează la închisoare. Andrei, cum ar fi în limba română corect? Lucrătorii penitenciarului. Lucrătorii penitenciarului, da. Gardieni, okay. Adică și lor li s-a dat uniformă și lor li s-a creat așa o condiție ca asta ca să seamene cu o situație adevărată. Peste doar două zile, fiecare persoană juca deja rolul său. Prizonierii erau prizonieri și gardienii erau gardieni, da? Și această instituționalizare, când dumneavoastră ziceți, learned helplessness, se produce foarte și foarte rapid. Și că eu cred că acest exemplu ne arată că, de fapt, lucrurile nu stau așa. Și va avea un efect foarte important și din perspectiva alegerilor parlamentare. Și eu vă zic care. Pentru că când a fost schimbat sistemul electoral, miza a fost că în aceste circumscripții uninominale vor fi așa numiți candidați independenți care vor cunoaște foarte bine problematica locală și vor câștiga voturile oamenilor vorbind anume despre această problematică locală. Eu cred că după aceste alegeri situația se va schimba. Pentru că forțele de opoziție pro-europeană vor avea o campanie electorală la nivel național și orice asociere a candidatului independent cu puterea, cu Partidul Democrat, va fi una toxică. Adică și asta, de fapt, schimbă totalmente strategia electorală. Pentru că deja tu nu poți să te prezinți ca un candidat independent care știe și dacă tu, Doamne ferește, vei fi asociat cu partidul de guvernare, da, atunci asta va fi o problemă. Aici o diferență. Chișinău, Belz sus Belz. Dar noi am avut în 19 noiembrie 10 alegeri câștigate de Partidul Democrat în sate. Și acum, apropo. Și acum, 4 și nu știm cum a 5 a fost câștigate, 4 din primul tur. Deci diferența este Chișinău. În localități, puterea liderilor, resurse sunt importante. Dar sunt de acord cu Chișinău, este o altă dinamică. Dar continuând metafora ta cu neputința învățată, într-adevăr, când oamenii pierd, victoria e importantă. Nu s-au reușit, protestele au condus la instaurarea guvernului Filip, după aia strângerea semnăturilor pentru sistemul prezidențial a condus la victoria lui Igor Dodon, modificarea sistemului Constituției, victoria lui Igor Dodon. Protestele împotriva sistemului mixt nu au reușit să zădărnicească, nici măcar organizarea grupului de inițiativă pentru a anula, a organiza referendum, nu s-a reușit. Prea multe eșecuri. Aici, primul tur și al doilea tur arată că se poate și aici o metaforă, o strofă din Vysotsky, știți, idiot ahota na volkov, flașchi. Toată lumea se așteaptă, știți, volc nu poate să flașchi. Lupul nu poate să sară peste niște linii roșii, peste niște limite. Iată că se poate. Lucrurile se pot schimba prin implicare. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, noi rămânem sigur, aici ca să analizăm, da, ce se va întâmpla. Să trag ultima concluzie, succint. Foarte succint. Nu poți să guvernezi fără legitimitate la nesfârșit. Acest Corect. Lucru nu este posibil, pur și simplu. Și eu cred că Partidul Democrat acum a învățat această lecție. Domnule Kulminski, domnule Popov, eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Și nu poți să impui o realitate paralelă în viață. Exact. Oamenii oricum. Viața bate. Da. După ce închid televizorul, deschid frigiderul și văd că realitățile se deosebesc. Eu mulțumesc foarte mult pentru această analiză și pentru faptul că ați stat până o oră atât de târzie împreună cu noi aici. Eu le mulțumesc tuturor colegilor noștri care astăzi au muncit o întreagă zi, inclusiv colegilor care s-au aflat până la ora actuală la sediile platformei DAS și la sediul PSRM. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. De mâine continuăm munca noastră și deja începem să monitorizăm pe cei de la primărie, pentru că faptul că ei au devenit primari înseamnă că trebuie să le punem multe semne de întrebare în cazul în care acestea vor apărea. Noapte bună, vă doresc, ne vedem mâine la aceeași oră 21:30.